clock is ticking. I stopped giving fucks a year ago. I think I murdered way too many beats. This case is serial. Let you know that I came to smack you. Don't care if you're an A-list famous rapper. Save the laughter. I put you in a grave. The casket. That's the kind of fame I'm after. See y'all. Hei, salut tuturor și bine v-am găsit la nou livestream, fraților, un livestream în care o să-mi scan Last of Nerf pentru că avem de terminat misiunile Raiderilor și să raidăm după asta. Plus deja o să facem și bunkerul pentru că s-a resetat, dar azi o să facem bunkerul după ce o să raidăm ca să începem misiunile Raiderilor deja a doua oară. Adică noi acum le terminăm misiunile Raiderilor, raidăm, după facem din nou misiunile Raiderilor și următoarea dată când o să raidăm o să fie pe episod. Sper că o să fie foarte, foarte tare. Așa că nu uitați să dați un like, să vă abonați, distribuiți acest live stream, mă ajută enorm de mult. Și nu uitați să trimiteți luțuri, cum ajută la fel de mult. Linkul este în descriere. Luțul este un mesaj gratuit care apare pe ecran, deja cred că știți asta. Doar trebuie să scrieți mesajul, să vă puneți mail-ul și în caz că vă zice că să-l confirmați pe e-mail luțul, deja să-l confirmați pe e-mail. Și astăzi o să trăim și ultima turietă, pentru că știți că deja avem resursele necesare. O să facem ultima turietă și deja o să începem încetișor, încetișor și să le upgradăm. Bun, intrăm la noi aici în bază. Vedem ce facem la început. După o să ne ducem în pădurea roșie pentru că avem de căutat 25 de chesturi. Sper să facem rost de foarte mult click în caz că o să avem nevoie pentru modificări. Și ar trebui chiar să începem modificări pentru Skullcrasher. Știți că avem modificări pentru Skullcrasher. Pe Soblet Base nu știu dacă am modificări, dar pe Skullcrasher știu că am. Așa că trebuie să le luăm desigur și să le facem. Aici avem Skullcrasher-ul, uite avem de făcut Steel Head-ul ăsta care dă 2 damage, 1 durabilitate, scade din viteză și deja poate și bâta asta care e la fel de bună, uite dă 3 durabilitate, pe asta mai decât le facem. Bâta asta chiar putem să o facem și acum, doar că nu o să avem 5 Skullcrasher-uri și chiar hai să începem să o facem. Faci ferma, ferma se setează peste 4 ore. Se resetează ferma peste 4 ore. O să facem și un live stream astăzi pe Streamcraft cu Last Day. Așa că vă aștept pe Streamcraft un număr cât mai mare. Văd că în ultimele zile care veniți din ce în ce mai mult și îmi place asta. Chiar este și o altă atmosferă și este mai interesant. Vă aștept un număr cât mai mare pe Streamcraft. Linkul este în descriere, acolo facem live stream-uri bonus. În descriere și un link cu un tutorial dacă nu știți cum să folosiți aplicația. Și am primit un loot la Castorul. De ce ai înșelată pe rad de Ana Maria că te bate Iosif? N-am vrut șeful, cred că n-am vrut. Și hai băieți, intrați în linkul din descriere, trimiteți cât mai multe loot-uri, nu vă costă nimic, dar și mie mi-e plăcut. Muzica de la Daily Vlog, da, este și muzica de la Daily Vlog aici, și, e mix. Ăștia au făcut mix, i-am rugat să facă mix și uite că în sfârșit au făcut un mix de 2 ore, fix pentru noi. Sau Panda tricouri sunt super, am pus și story pe Instagram, super n-o să fie, mă bucur că-ți plac. Sunt super tricourile, le port și vedeți încă, uite, de când le-am luat, au rămas tot așa, nu s-o rost desenul, materialul la fel a rămas, nu se vede nicio crăpături prin desen cum se întâmplă și la alte tricouri. E foarte, foarte super, așa că vă recomand produsele marca Evil Panda pe care le găsiți în descriere. Așa, dă-s-l în carbon, clay, nu știu dacă mai am clay pe undeva, mi se pare că am pe aici clay, sau știu că aveam un chesturi de-astea random cu clay. Uite aici, am zis că am eu random pe aici. Le-am pus milenie să le sortez și am pus aici așa random toate chestiile astea. Da, fix pentru tine. Mă, nu pot sta pe live-ul tău, e vară, scuze. Adică duci pe afară? Du-te, Wolfie, pe afară. Astea sunt la după live. Salut, boss, salut, Varial Boss, bine live. Salut, Panda, salut, Rafa, bine live. Așa. Hai să ne ducem aici la machetă. Nu, machetele deja le-am făcut. Astăzi o să trecem bunker cu Noeli machete. Asta o să fie super bombă. Dar trebuie să începem să facem Skullcrasher-ul. Facem Steelhead-ul ăsta. Nu, Steelhead-ul să-l fac. Nu, am zis întâi să încep cu mânierul. Mânierul. Îmi trebuie 10 Skullcrasher, dar e greu să consumi Skullcrasher-ii. Numai cât în pădure să-l consumăm. Așa. Dar vă trebuie să agați lupușoare. Mama, câte arme am dat pentru floppy disk, sper să merite. Doamne ajută. Așa, 60 de plastic, super. Da-ți bag restul clay-ului aici. Mai am 7. 60 de iron plate. Aici mai am încă. Nu, aici nu trebuie iron plate, doar aici trebuie 60 iron plates. Ok. Să fac carbon henta sau ăla de pirați la machetă mă refer. Eu mi l-am făcut carbon, dar pot să-l faci pe ăla, că tot e bun. Bă, nu știu dacă am 60, dar da să-l bagăm atunci metal să fac iron plates. Cât trebuie. Uite, aici mai am încă 20, super. Așa, parcă din nicăieri. Poate mai am și acolo încă 20, ar fi bombă.
Așa, aici ce trebuie de făcut, deja să începem să facem de piatră, să fie baza, baza, așa cum trebuie. O, încă 20, super frate, uite, parcă special pentru mine, 20, 40, 60, super, easy peasy. Deci orice ras, dacă da, filmează un episod, nu, nu am ras și nu știu dacă o să-mi iau. Panda Eminem de România, să mor eu. Panda, please, spune, ce să spun? Vieri, vorbești prea mult, mai ho. Păi am mult de vorbit, n-am timp să stau să aștept. Așa, nu uitați băieți, trimiteți luțul și dați acolo un like să facem 100 și să vă abonați să facem 125.300 de abonați, ar fi bombă. Uite, putem să facem și discul ăsta, dar numai că nu e foarte mult că se scade de viteză. A zis că să aștept pentru Diablo, dar cine Dumnezeu știe când o să am Diablo ăsta. Și trebuie să facem și mânierul ăsta de stil aici. Dar bă, trebuie o grămadă de clay, poate astăzi găsim clay, ar fi super. De unde mai pot face rost de engine parts? Sunt level 37, din păduri. Uite, eu am contul meu mic, când o să farmez pe contul meu mic, pe oricum o să am nevoie de resurse, poți vezi unde eu iau resursele. Pana ne-am făcut 356 pe Discord, nice, super, și din Moldova. Dacă vei face un live de PUBG cu abonații, please... Dacă vei face încă un live cu PUBG cu abonații, please răspunde. Da, o să facem, desigur. Dacă o să vă placă, dacă o să fie susținere, numai decât o să facem. Așa, dați să-mi ducem aici la Skull Crash, am luz la Red 1, mersi mult Red de luț, apreciez. Abia să trimiți mai multe luțuri, link-ul este în descriere. Așa, îmi trebuie acum Iron Plates. Am fost la Cat Music pe chat, zici că e site de matrimoniale, da, 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 da. Eu tot am fost și chiar fix aceeași părere am avut. Adică, bă, doar fete și copii pe acolo, care, bă, vrei să fii prietena mea, bă, vrei să fii prietenul meu, vrei gagică, vrei, nu știu ce. Pui mei, eu cred că nu ies din casă, mă. Eu cred că nu au văzut un deget de fată în viața lor. Așa, steel handle-ul, uite aici. 8 ciocane, băi, ca ciocani n-am și factory parts. Factory parts am, desigur. Și plastic am, totul este. Așa, și astea trei acuși facem rost de ele, adică doar de... Doar adeziva găsim. Dar ciocane trebuie ar de găsit. Și deja 3 skull crashere. Astea le-a bunker, consumă, dar e greu să consumă skull crashere, trebuie să batem cu skull crashere. Se scrie și cu scrie 6 dacă vrei să vorbești cu mine. E un nou glitch pe Last Day, cum să faci rost de 150 ou cu un topor, uite la floc Jade. Evil, cum fac să nu meargă lăguit Last Day-ul? Habar nu am. Să-ți cumperi alt telefon, cred, nu știu. Așa, și aici am cu factory parts. Băi, mai trebuie încă 4 factory parts, nu le găsesc. Rar pic astea. Ești tare, Adi, Steel s-a întors. Mersi mult, Panda. Salut, Panda, salut, Cristian, bine live. Salut, Suffering Boss, bine live. Panda ne-a făcut 35 pe Discord, nice. Nice, frate. Așa de spun asta aici. Carbon, nu știu unde să-l pun. Carbon. Cum spun carbonul? N-am unde pune carbonul. Ești tare, îmi zici numele pe live. Mersi mult, Patrick. Îmi face promovare, nu fac promovări. Dar și, uite, te cheamă Adi Dicuni și n-am avatar la canal. Pentru ce vrei promovare? Îmi explici și mie. Cât plastic trebuie? 60? Se liberez tot plasticul pe care l-am prin chesturi pe aici. 60, dar văd că îți pună ăsta în loc de plastic. Așa. Salt Vital, bine live. Așa, mai am și plastic aici. Dă să-l iau, mă, pe tot. Tot plasticul luăm, uite așa. Mamă, cât plastic am. Salut, Zombie Andrei, bine live. Salut, vă, boss, bine live. Ești moldoveanul meu preferat, respect, frate. Hei, ce te ajută pe Panda aici. Așa, aici se fac astea. Aici se reciclează. Aici ne ducem să facem... Stai, mânierul ăsta de stil, uite aici 60, ok. Îmi trebuie și duct tape. E ca factory parts nu știu unde să găsesc. Ești super tare, mersi mult, Cristiana. Salutare, Panda, salut, cam atare, bine, live. Următorul update apare WC și tu poți să te caci. Nu mai cred că să bag WC. Așa, mânierul, uite aici l-aveam. Mai băgăm și aici plastic, să scăpăm de plasticul ăsta. Aici ne trebuie încă 12 wrench-uri, 3 sawblade mace-uri. Ăsta putem să-l facem și acum. 3 sawblade, dar nu știu dacă am sawblade, dar trebuie să consumăm sawblade mace-urile. Așa, 40 rubber parts, clay nu mai am. 40 rubber parts, 40 bolts și 12 wrench-uri. 40, 40, 12.
Zi pe live, respecte nebunule. 7 engine parts termin ciopolul. Salut pan, ce-am pierdut? Încă n-ai pierdut nimica. Factory găsești la bunker sau reciclare? La bunker găsești factory parts. 40 de-astea. 40 rubber parts. Dar duct tape cât trebuie? Aici 10 și mai am aici, mi se pare că 15. Uite, așa, 40 rubber parts. Și cât duct tape? Cu aia vorbești prea repede și prost. Ce vorbesc prost? Un luz la viu iau în gură. Bună panda, crezi că viața sexuală a hipopotamelor este influențată din încălzirea globală? Mi-ai trimis, bă, viu întrebarea asta. Fata, am un chest cu, plin cu floppy discuri, ce părere ai? Bravo, frate. Spune și mie ce vorbesc prost și asta, cred că vorbesc prost. 40-60. 60 de astea, da? Bă, nu mai vorbești așa repede, omule. Dar ce te deranjează pe tine că vorbesc repede? Vrei să vorbesc încet? Adică dacă eu acum am ce vorbi și vorbesc repede, care-i diferența? Vrei să vorbesc, uite, așa, încet, ca un melc? Da. Vorbesc repede pentru că am energie să vorbesc repede. Când nu o să am energie să vorbesc repede, atunci o să vorbesc încet. Că ai vorbești prea repede, vorbești degeaba, că nu te înțelege nimeni. Și că vorbești mult și prost, hater, plus mori. Îmi faci și mie promovare, te rog, pentru că am cumpărat tricouri, te rog mult. Lol, nu știi ce înseamnă să vorbești repede. Păi da. Și că nu se înțelege și vorbesc. Și o babă vorbești mai repede. Da, da. 12, am uitat de ranchuri. Dar trebuia... De asta, adeziv pentru, da, pentru amature head. Nu, mă, nu pentru, pentru ăsta, celălalt cap. Nu, nu pentru capul ăsta. Aici îmi trebuia. Eu te înțeleg, nu băga proștii în seama. Ei, nu știu să vorbească și sunt gelos pe tine. Dar nu poate să, frate. Bă, cum ai ajuns, mă, la mine în bază? Așa, rip ăsta. Mai trebuie încă 11 adeziv. 13 aici, perfect. Salut, bine, bine, live. Sunt noob, dacă am 3 chestii cu arme la level 62. 3 chestii sau 3 chesturi cu arme. Așa. Nu e aici, din partea asta. Băi, dar și mă încurc atâta. Aici. Așa, și acum ne rămâne să facem astea două. Să consumăm Skull Crusher. 4 factory parts, nu știu de unde să găsesc. Și deja după mi-a trebuit și aici să găsesc Skull Crusher, 8 ciocane, adeziv. Și aici mi-a trebuit încă 12 ranchuri și clay. Am câte chestii să trebuie. Salut, Roma, bine, Flav. Noroc, ursule, salut, Valentin. Chesturi cu arme. Când raidezi? Acum trebuie să ne ducem în pădure și facem misiunea. Trebuie să farmez macete pentru bunker că nu am melee. Farmează. Uitați, băieți, trimiteți cât mai multe loot-uri, link-ul este în scric, mă ajută enorm de mult. Loot-uri este un mesaj gratuit care apare pe ecran în timpul livestream-ului. Și ca să trebuie doar să scrieți mesajul și să-l confirmați pe e-mail, dacă vă zice să-l confirmați pe e-mail. Salut, killer, bine, Flav. Bă, m-ai întrerupt când jucam Minecraft. Am făcut un an de când sunt abonat, respect, frate. La primul meu raid am fost omorât de o turetă înainte să mă spawnez. Și dacă nu v-ați abonat încă, să vă abonați, acționați clopoțelul pentru a primi notificări. Așa, dă spune astea la loc. Bat, bam. Hei, salut, sunt eu, Landfo, mi-am schimbat numele și fotografia. Ai skill, bă, știu. Bravo, ce-am pierdut. Am abonat, respect, frate. Uitați să vezi clopoțelul activat și să mă urmăriți pe StreamCraft, pentru că după livestream acesta băgăm și un livestream acolo. Linkul este în descriere, cu un tutorial, dacă nu știți ce asta StreamCraft și cum să folosiți aplicația. 12 ranchuri. Mă bucur că mă bagi și pe mine în seama. Salut pe TDM, Bin Flife, salut pe Petrișor. Vedeți cum mulți ziceți că, bă, vorbesc repede sau nu știu ce chestii. E ca eu încerc să citesc mesaje la toți de pe chat și de-aia trebuie să vorbesc și repede și să răspund încă și la mesaj și încă citesc și al doilea mesaj. Pe mă, vă plângeți că, bă, panda, nu-mi citești mie mesaj, panda, de ce mă bagi în seama, panda? Un luz la Alexuț, salut, salut Alexuț, mersi mult luț. Ce ai, bă, în spate? Un background. Acum am deschis cutia roșie și mi-am picat minigun. Bravo. Panda, poți să-i dai raid la Armageddon Survival că e live. Salut, panda, revenit în forță. Bine revenit, Sofia, respect Ionuț. Păi, pentru ce are nevoie Armageddon de raid?
Parcă Armageddon a zicea că are mai multe persoane ca mine, mai multe like-uri, Panda e prost, Panda n-are like-uri, abonați, inactivitate. Așa, 7 ranch-uri, încă 5. Nu mai am ranch-uri. Cred că Panda mai își suge repede. Sugi bă, Oreo. Safan, salut Leonard. Panda, trebuie să fac ceva la radio ca să pot chema rideri. Nu, trebuie să ai level, mi se pare. Nu mai am ranch-uri, come on. Ok, dacă am level 20 și am făcut floor 2 la bunker. Ce preferi, PlayStation 4 sau Nintendo? 4. Nu știu dacă Nintendo e așa, wow. Bă, ce greu să iei extra pocket-ul. Salut, Joxy, bine flav. Bă, dar am 7 ranch-uri, de unde am atâtea? Parcă aveam mai multe. Da. Slăbuț. Și ranch-uri îmi trebuiau pentru ăsta. Și să mă duc aici în jos, pac. 7 ranch-uri. Bă, eu știu că aveam mai multe. Ce mai faci, iubita ta? Dai ca-ți bronzează la soare. Mai am încă un ranch. Bă, e chiar interesant, unde sunt toate ranch-urile? Bă, nu vedeți vreun ranch pe aici? Eu nu văd. Doar 7. Dar dacă să-mi trebuiască? Da. Parcă le luam de unde prindeam și tot nu am. Se bronzează la bec. Panda, uite la mine pe canal și spune cum ți se pare că mă descurc, că mă descurc, te rog. Salut Gaming Moldova, bine Flive. Panda, ghici, de cât timp nu am guesting? De mult nu ai. Dar pe tot timp păduri farmează ca la fermă. Let's go. Hai acum, deja modificările le-am făcut, astea nici nu am plănuit să le fac. Dar am cheltuit câteva resurse. Acum hai să cheltuim niște resurse pe ultima turetă. Bă, cine mă poate învăța sau să-mi dea niște sfaturi despre cum să joc Fortnite pe PlayStation 4 controller? Ești cel mai mare prost. Ok, mersi. De... cum se numește ăla? Compliment? Vezi că la și prost s-a mutat și cum se numește ăla. Unde-i tureta? Tureta aici. 20 turet, 15 rubber, 10 iron, 20 de-astea. Știu că n-ai iubită și acum 2 luni i-am zis lui Varmea dacă vrea să stea cu tine și în secunda aia tu ziceai bă mor de foame. Salut domnul un PC, bine Flav. Băi mai am un pic și mă înmoi. Nice. Am chop-ul dar nu pot conduce, please. Salut Dark Gamer, bine Flav. Dar parcă iubita ta stătea legat de copac. Apoi legat de copac și ca o bate soarele și bronzează. E ca fix acum ai soarele fix în grădină și ca... ești bine, fă? Da, șefu! Scoate-mă de aici! Aaaa, ajutor! Taci, fața, am zis, taci! Acolo. Gata. M-am zis că e ok, zbronzează la acolo. La copac. Dacă mă mănâncă spatele scarpină deodată, ce problemă. N-am iron plates. Bă, nu mai puteam să am încă 2 iron plate-uri, really? Turb, o să se usuce mai pe ea. O luz la Evil Wolf, încă un live cu Panda, baftă la raid, respect Evil Wolf, mersi. Băi, eu turb. Dar 2 iron plates-uri nu găsesc prin baza asta păcătoasă. Da. N-am iron plates. Ce tristă e viața. Am dat level 16 și am chopper skill. Bravo. Dă-i niște Oreo să aibă ce mâncă. Bă, dar ești așa rău, de ce nu-mi citești comentariile? Ești rău. Sorry frate, dar și numele meu zice că ești rău. Oh, un ciocan, nice. Bă, dar îmi dai iad pe PUBG, mă cheamă Lakai. Am lista full. Bam. Ăla e green screen. Ăsta e fundal. Acolo stai. Stai așa. Dar uite, ăsta e green screen. Vezi, ăsta e green screen. Ăsta e fundal. Ăsta e fundal pe care l-am pus eu în OBS. Dar ăsta e green screen. Fără efecte.
Bine, fel transparent. Păi eu sunt transparent, dar mi-am pus ăsta că îmi place cum arată și nu are nimeni în România. Că să aibă green screen și cu background în spate și mi se pare bombă. Cum se vede? Uite, mai ales, uite, vezi că eu, la mine background-ul nu e cât capul, că eu să fiu în background. Dar la mine background-ul e... eu sunt deasupra background-ului și într-un fel face efect că ies din background, ies din zona asta. E cărămidă mauve screen. Da, era cărămidă neagră, am editat-o în Photoshop și am făcut-o mauve. Și mi se pare așa un efect foarte tare cum aș ieși din green screen, cum aș ieși din fundal. Și mi se pare super, super ingenioasă ideea și nu are nimeni. Așa că sper că nu o aibă. Acum să găsesc cine să o fur. Cine e a apă? Salut, Panda, revin, baftă. Mersi mult, Emil. Nu mai spam o de timp. Bă, am scris de 6 ori, mai faci live cu PUBG. Dar și ți-am răspuns, nu? Când mi-ai scris prima dată, ți-am răspuns. Când erai dezi? Acuș. Să găsesc încă două iron plates-uri. Și trebuie să ducem în pădure și facem pădure, mai craftăm încă 5 topoare de iron și ne-am dus. Of, doamne, unde sunt iron plate-urile alea, mă? Salut, ești cel mai sexos. Mersi, bine te-am găsit, bine, ne-ai venit, Alexandru. Bă, Panda, îmi dai pe PUBG, mă cheamă... Am lista full, PUBG nu pot să adaug. Please, spune că ai făcut un iron plate. Hai, dai-te de aici. Am chopper, dar nu pot conduce, de ce, please, îmi spui că n-ai... cum se numește asta, skill-ul. Panda, care e cea mai bună armă din joc? Maceta mea full modificată. Așa. 10 de astea avem. 20. M-a spune please că nu o să trebuiască iron plates. Numai că o să trebuiască iron plates pentru turietă. Nașpa. 20 de bolts. 20 bolts. 18. Cât acolo trebuia scrap? Trebuia scrap. Scrap. Rubber parts, adică nu scrap. Rubber parts 15. 5 aici. E că nu mai am nici rubber parts deja. Come on, bă, nu mai am nici rubber parts. Mamă, bă, ce... Trebuie să încep să le iau, că până acum le aruncam iar. Luz la Seb. El, Panda, ce mai faci? O să joci pe live și Fortnite, please? O să jucăm, frate. Cum ai devenit așa bun la jocul ăsta? Da, te joci foarte mult și devii bun fără să vrei. Panda, cât de maceta? 33. Era mi-a picat încă un gas tank și un minigun și un sweat armor full, am totul pentru motor, dar îmi trebuie nou engine parts. Bravo! Salut, Vlad Binflife, Evil e cel mai tare, mi-a spus Sando. Hei, mai salut, Ciprian Binflife, mamă ce cal, bă, băieți, uitați să miteți loot-uri și să dați acolo un like să facem 200. Și dacă nu l-ați abonat încă, să vă abonați să facem cu poțelul. Faci și bunkerul, da, fac și bunkerul după ce raidez. Mie raider îmi dau de obicei gunoaie. Da? Așa, dă spunem turieta aici. Și dați mă urmăriți pe StreamCraft, că acolo facem live stream-uri bonus după live stream-uri de pe YouTube. Ieri am făcut, mai la altă ieri am făcut, astăzi o să facem, așa că vă aștept în număr cât mai mare să ne distrăm. Și dați un follow pe Instagram. Și dacă doriți produse marca Panda, puteți să-i comandați din descriere. Și dacă doriți jocuri, puteți să-l luați de pe G2A, linkul în descriere. Am uitat să arăt linkul la când am început live-ul. Ia poftim acum cu intro. Nu mai pirata jocuri, cumpără-l de pe G2A și economisește 3% cu codul din descriere. Când am început live, am uitat să arăt intro. Dacă doriți jocuri, puteți să-l luați de pe G2A, linkul este în descriere. Folosind codul URS, primiți 3% cashback din banii pe care i-ați cheltuit. Yay, nu trebuie... A, trebuie. Foc. 10 de-astea. Bun. Nu o să pot termina turieta când am ranch-uri, clar. Da. Atunci dați până măcar wiring, aluminium. Da. Am uitat deja ce am nevoie. Panda, uite aer de la munte. Panda, mi-am împrumut niște mâncare că am rămas fără. Dar du-te prin păduri și ia-ți semințe. Știi semințe? Faci morcoviori. Nu te plixi de jocul ăsta. Ia. Nu se pare ferma mie, nu-mi prea place pentru că nu mi s-a deschis hambarul. E, dar nu s-a deschis a doua oară, nici mie nu mi s-a deschis a doua oară, dar e destul de faină ferma. Mai faină de atât, nici nu se putea. Mai încă o locație nouă și o să fie joc perfect.
până ce. După las mai bagi mai multe locații noi. This is Dulf, e cea mai de caca inamic din joc. Și bulul ăla. Nu-ți dau nimic, măcar să-ți fi dat ceva, știi? Măcar să-ți fi dat ceva sânge și tu să vii la bază și să-l analizezi și să încerci să cauți un antidot, să nu mai fie animale infectate. Și să iasă așa o poveste cu Dita mai povestea. Va da fă un cont cu hack. Pentru ce? Că acolo practic ai tot. Manda, ai program pentru live? Nu. După ce vin antrenament, fac live. În weekend fac live și first pentru antrenament, când n-am antrenament. Dar cred că din mâine o să încep să fac iar daily vloguri. Înseamnă că o să fie dimineața la 10:30 daily vlog. Mâine nu o să fie pentru că n-am și nimic filmat pe mâine, deja de marți. Marți o să fie daily vlogul de luni, la 10:30 fiecare zi daily vlog. După o să fie live stream și live stream pe Streamcraft. Poftim. Pentru ce se folosește ACBF? Când îți pică infected chest, tu iei și-l faci și îl pui acolo la ACBF și... Da. O să joci doar L2E când? Pe live-uri? Bindi. Ieri am jucat PUBG. Putem juca în Fortnite. Peste 9 zile apare Walking Dead sezonul 4, o să-l jucăm. Luz la Blue Red Game. A venit nebunul de salam cu sistemul number one, știi engleza? Asta aici. Asta aici. 20 bolts, 20. Așa. 20 bolts, 25 bolts. Încă un spring, 40 de astea și 10 de astea. A dat raid-ul, nu. Faci tomberonul. Ce tomberon? Faci hack de pe Android 1 pe telefon. Cum a fost Home Sweet Home. Am să fac horror. Puține jocuri horror sunt. 46, 25 bolts, 25 bolts, 25. Uite aici avem 4 așa, încă 2 așa, uite încă 15. Numai că trebuie 5, da? Eu aveam la 15 și trebuie 5 doar. Așa avem aici 3 plus 2. Bați, 25. 10, 10 rubber parts. 10 rubber parts. Transistoare nu trebuie. 10 rubber parts. Un spring. Un spring trebuie. Un spring. Un heat sensor. Un heat sensor. Un și cald. Un heat sensor și mai departe. Ai pus celălalt canal în descriere, please răspunde. Ce canal? Poți vezi ce e în descriere, în descriere. Dacă e redat rage maxim la Witch și fermă. Da? E, Witch nu mai este așa de greu. Mai ales că o scos balea de bombe. Fi foarte ușor Witch acum. Dacă vreți, chiar o să omorâm astăzi. Vreți să faceți noi 300 like-uri și nu dați mă urmiți pe stream, ca și pe Instagram. Link-ul sunt în descriere. Banda, în curând apare un joc horror. Și băgat farm în last day. Și cum adică? Și s-a băgat farm, da, s-a băgat ferma. 10 aici, 40 de-astea. Hai ducem acolo și căutăm chesturi. Oricum, deja măcar știu că să am un pic din turiat făcut. O, cine trebuie, deja iron plates-urile astea se fac. Și wrench-uri, minigun-ul ăsta să-l punem. Când mai faci live pe contul secundar? După asta facem pe Streamcraft. Contul secundar. Sună pe Momo. N-am WhatsApp, dar m-am gândit. Nu știu dacă a făcut cineva clip despre asta în România, dar cred că a făcut deja X-Slader, că ăla cu fantomele, cu sunii să sperie. Cred că a făcut X-Slader, numai că nu a pus numele la lui Momo sau ceva. Momo. Dar cred că e ceva bot, mă, că am văzut pe YouTube Burus la mine somne, văd că s-a uit la Momo, căutat pe Google Momo deja. Și am pus parola la telefon că să nu mai caut așa ceva, că acum și... Mai downloadează WhatsApp-ul și pune un număr și rămân cu cont suplimentar. Cine dracu e Momo? E o creatură, o păpușă, dracu. Am făcut în Photoshop cu picioare de găină. Și dacă îi scrii pe WhatsApp, îți răspunde în toate limbile posibile. Adică tu îi scrii în română, îți răspunde în română. Dar dacă îi scrii în rusă, îți răspunde în rusă. Dacă îi scrii în engleză, îți scrii în... Și fix același număr. Știi că noaptea te sună.
și te spari, sunt diferite sunete, îți trimite poze de alea vechi. E interesant măcar, e așa, distractiv. Să faci o cateringă, dar e ok. Poate aș face un scurt metraj. Dar trebuie să-mi scriu scenariu, milene. Minigun am zis că să-l pun. O să joace o WWE? Nu știu. E o prostie, mamă. E bot ca pe Discord. Da. Mă, dar cearcă mitosis. Mitosis, frate, pe cât minim. Așa de vechi jocul. Faci și live în acest live? Nu, frate, e episodul ăsta. Un luz la Ciprian. Avem încă un luz la Ciprian GG care spune o să mai joci pe live... O să mai joci live pe Fortnite. O să jucăm Fortnite. Am pus minigun, dar când am pus miniganul? Gata. Ce avem de făcut e să scautăm resurse pentru ăsta și modificările alea. Mamă, e un hacker care i-a sunat după ce au văzut la X-Leader și nu au răspuns. Vedeți despre ce an din Rusia a murit din cauza lui. Acum o ta în șoc cu Momo. Păi, dar normal, frate, dar cine altcineva să facă? Cred că au făcut cu pe scurt Momo sau am sunat la Momo sau m-a sunat Momo sau mă urmărește Momo. Ne pregătiți să facă mai mulți, că... La YouTuber ăștia le greu să inventeze un monstru de-a lor și să-l exploateze. Mai bine așteaptă monștri, ca să nu fost Momo nu mai facea nimic clip. Te auzi dublu, ți-ai băgat și muzica de la produsele Panda pe G2A și intro ăsta înseamnă cu intro cancer. Te auzi dublu, ți-ai băgat și muzica de la produse Panda pe G2A, intro asta înseamnă un intro cancer. Un nou dublu, ce nou dublu? Ești rău, de ce nu răspunzi? Pentru că sunt rău, tocmai ți-ai răspuns la întrebare. Știi cum sunt boții aia pe care vorbesc cu tine pe Discord, care sunt setați pe unele canale? Aha, de prins manu cum să joci live pe Fortnite, Fortnite pe live. Beți vanile cât plătești la canoie. E gratis, e canoia. Îl știi pe Pericol, am auzit de el. Bagă intro cu G2A să vezi că te auzi dublu. Pe intro mă aud dublu sau ce? Un om mă dublu pe intro, ce hai halucinați bă Oreo. Panda Pericol public, Momo e ca balena albastră. Ba nu. Balena albastră era o listă cu prostii, dar Momo e un bot care te distrează. E un clown. Momo e un clown. Și mi se pare că e foarte amuzantă. Dar clipurile YouTuber nu mi se par amuzante, pentru că ei nu le fac amuzante, lor le lene să le fac amuzante. Ei mai bine sună și spun că, aaa, Doamne ferește, nu sunați! În loc să fac și ei ceva hazliu. Să spun lui Momo că, bă, ce părea despre Dragnea și Momo să răspundă, sau să fac Momo fake al lor. Uite, bă, trebuie un pic de pus creierul mișcare, că nu e așa de greu de scris un scenariu. Trebuie doar să vrei. Dar ce, crezi că cineva vrea doar bani? Vizionări? Oh, Doamne, n-am vizionări, trebuie să facem ceva. Așa, dă-s la îmbâta. Și am dus și îmi duci în pădure roșie. Mama de România e Dragnea. Cum îl cheam pe antrenorul de la Caia Canoie? Nicolai. Nicolai nu mai știu cum. Eu spun domn Nicolai. Salut, mă, știi? Salut, Gabriel. Te auzi dublu pe intro, uite, Nabule. Un bă, ori eu mă aud dublu, că eu l-ascult mereu intro, mă, și tu îmi spui mic, l-aud dublu, tu ce vrei să-mi spui că eu sunt handicapat, mă? Că am halucinații, că eu aud intro dublu. Unde, bă, tu auzi un intro dublu, mă enervez. Unde tu auzi un intro dublu, ea? Nu mai pirata jocuri, cumpără-l de pe G2A și economisește 3% cu codul din descriere. Unde e sune dublu? Cum e glitch-ul cu papi la airdrop? Nu, deja cred că l-au rezolvat. Îți dai seama că aia poate fi o fată de persoană normală, dar photoshopată. O față de... Păi normal, frate, că e photoshopată aia. Robotizată voce poate de asta. Păi normal că e cu de-ala. E cu speed. Ceva ce ai la intro. Păi e cu speed, i-am dat viteză pentru că intro ăștia la G2A e 3 secunde. Dar la mine mi-a ieșit voce de vreo 5 secunde. Și dacă lăsam așa lung, bă, nu pirata jocuri, ia-l de pe G2A, link în descriere. Adică vedeți, parcă e prea lung propoziția asta. Și am băgat un pic de speed,
să înțeleagă ce spun, dar să fii parcă mai diferit față de ceilalți, să nu fii doar o propoziție. Și un pic mai lungă. Un lus la Oreo, dă modul vă. Vezi, meriți mai Oreo modul. Mersi, Luț, pe noul cont când mai joci, astăzi pe StreamCraft. Bun, hai, am zis să mă duc să iau armura. Și ducem în pădurea roșie. Unde armura? Îmi pierd jocurile, dă bani dacă ești prost. Adică, nu trebuie să fii prost să dai bani pe jocuri. Adică, că eu chiar să am bani, eu aș plăti pentru jocuri. Mai ales pentru astea faine, că dacă mi-au PlayStation, normal, o să fiu nevoit să-mi cumpăr jocuri. Pentru că PlayStation poți să-l piratezi. Dar pe calculator, la jocuri cu poveste, alea le-aș plăti doar dacă e un joc bun. Adică, de exemplu, cum este The Walking Dead sezonul 4, bă, l-aș plăti pentru că o să fiu primul. Pentru că dacă aș aștepta să-l pirateze hackerii, ar trebui să aștept vreo câteva săptămâni sau câteva luni. Și deja după tot o să-l joace. Eu vreau să fiu primul și fix pe 14 îl cumpăr și îl facem și pe livestream. Până fugim omul cu ghearele alea. G2A jocul mai ieftin pe G2A. Ce zici că îl meriți sau ce că nu am înțeles? În fiecare la Motan Show sunt urmărit de mai mumu. Sunt urmărit de bomba. Dar acum toți fac bă cu asat. Știi? La, e ca uitați-vă la youtuberi care fac cu Momo. Întâi fac un clip în care l-o sunat pe Momo. Și ceva pun în titlu că bă, nu sunați la Momo, pericol cu Momo, nu știu ce. După asta fac un clip că mă urmărește Momo. Și după asta mai fac un clip că m-a prins Momo. Sau am văzut-o pe Momo sau ceva. Fix la fiecare aceeași chestii, bă. Poți să-l cumperi jocul doar mult mai ieftin de la unii oameni care pot pirata. Evil Momo. Da, eu sunt fi... Să fi putut să-mi schimb numele la... ăsta mi-aș schimba numele. Dar nu pot, încă 22 de zile să-mi schimb numele. Mi-aș pune numele Momo, ești nebun. Care-i faza cu Momo? Cu piratez CS, nu poți. Dar Momo e real, am văzut pe WhatsApp. Păi e real, e bot ceva, cred, habar n-am. E ceva real, dar numai nu-i om. Și nu-i periculos. Cred. Dacă noi trimiteți voi ceva... Da, vostru privat și normal că după asta să fii periculos. Cine e drag și ești? Cine controlează botul ăla sau cine l-a creat? Și am sunat Arisunite. Ce aveți cu săraca Momo? Mama poate. Dar pe eu nu știu dacă mama ta e Momo. Poate mama ta e Momo. Momo. Salută Mr. Pineapple, bine live. A să vorbești cu Momo să vină la mine acasă. Mi s-a pus eventul ăsta cu chopper-ul. De mă duc în pădurea roșie, trebuie să duci pe pădurea roșie. Și așa ne-am întins prea mult. Proasta dracu, Evil Panda, erai beat când ai pus numele așa. Unde stai? În Republica Moldova. Eu sunt Momo, dă-i mod sau azi îți voi elibera gagica. Voții pot vorbi în două limbi simultan? Păi botul ăsta, Momo, vorbești în... Bă, 1000 de limbi simultan. Dacă îi scrii în chineză și în chineză îți răspunde. O trimit pe mama pe tine, Evil Panda. Ce oraș sau sator? Hei, mă luz la văbos, Nică, te-ai dat la coraslă. Mersi de luț. Vezi, dar nu te-ați trimite luțuri, vreți deja să termin luțurile. Trimiteți cât mai multe luțuri, link-ul este în descriere. Și uitați-vă, abonați acum și copoțelul. Și un like acolo să facem 300. Și uitați de un follow pe StreamCraft, pentru că acolo facem live stream-uri bonus. O să facem și live stream după live stream-ul acesta. Așa că vă aștept. Da, mă, ce mă burăs doi deodată? Dacă nu știți... Dacă nu știți ce e StreamCraft-ul, în descriere este un link cu tutorial în care puteți să aflați ce asta StreamCraft-ul. E noroc, mersi. Oh, ce mă doare capul. Sănătate, mulți, mersi. Însă pădure roșii? Cred că da. Iar mă voi! A mai dă, bă, dracu. Bă, te termină. Sănătate, mersi. Stai, de ce iau astea? Am dat să fac un bandaj. Hai, trebuie să-mi dea clay. Ăsta ce-i iarbă. Sunt așa mulți, mă. Oti, carda.
Uite, vedeți ce rete am găsit carda. M-am dus să am murit un zombie. Iar că închipuți că am venit prima dată în pădurea roșie și gata, am găsit carda. Oho, uite și pistol cum îți găsești. Las că astăzi să-ți în pădurea roșie pe... Da să iau rubber parts că nu am. O să venim pe control secundar și o să căutam prin pădurea roșie arme. Ia ardă ăsta. Opa, Boto Punisher. Fuck, mor! Hu, n-am murit, bă. Stai, de ce are viața full? Băi, și-o stricat scul creșorul. Ha, m-am bat cu pumnii. O, bă, își dă viața, 15 își dă viață. Rip. O, fix 3, avea 12 viață, dar i-am dat 13. Parazită, Drake. Dă-ți iau de astea că îmi trebuiesc. Sau, momentan nu trebuiesc. E hacker. Nu, și-o dat heal. Acum își dau heal. Da, și-o dat heal. E principal că nu am venit cu VSS sau ceva. Două chesturi sunt, mai trebuie încă 23. Nu, a venit tot familia. Principalul să nu borască ăștia. Fixează așa făcut. O, tot. Filmează, te rog, Roblox. Am eu față de Roblox? Come on. Pa pam 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 pam. Măcar am deschis două chesturi. Asta e fain. Rip pistol. Se pierd ghios danul. Yep. A ce să-i fac dacă m-am omorât? Ați văzut voi acolo erau de ta mai mata hale, dracu. Abia puteai să fugi la dânsile. Momo e homo. Care este cod la Bunker Alpha, please? Habar n-am. Pistolul și ghiozdan. E, pistolul oricum era găsit. Nu era al meu. Așa că n-am pierdut nimica. Clear data și te dă de la pădure. Pentru ce dau clear data? Pentru un backpack? Dacă armuri nu mai am. Mai am armuri. Salt one shot, Binflav. Bă, voi pierdeți military backpack în continuu, eu am unul de câteva luni. Dar pe pădurea roșii mă omoară, ce să-i fac. Așa, de să luăm tactical boots. Dar de unde am atâția boots de SWAT? Football helmet. Boots am luat. Fix jacket. Și pantaloni nu mai am. Nu mai am pantaloni. Numai ăștia de SWAT. Și gata. Ei, las. E ok așa cu curgol. Trebuie să fii mai atent. Mamă, cine e? Oricum, cred că bănuiesc pe cineva care poate să fie Momo. Cred că e cagica mea de lângă copac. Și vrea să răzbuni pe lume pentru ceea ce am făcut eu. Probabil. Momo e Bongo. Probabil. Dar să luăm Skull Crusher, că să-l consumăm. Când ne trebuie pentru alea. Bă, nu mai am arme melee pe acasă. Rip Hack de Speed din 1.9.3, Rip Hack de Speed. Dar și încă mai este, eu nu mai văd pe nimic să meargă cu Speed. E pitica dracu și are putere la permanent. Ai fost doar de live-urile tale. Și nu toți ne-o follow pe Instagram la Evil Panda și pe Stringcraft, desigur. Două cestulețe, hai ne-am dus. Trebuie cumva de făcut să nu borasc zombălăie pe mine atâta. Ziceai de mine când ai zis că bănuiești cine e Momo? Nu, dar am zis că e gagica mea. Ce zic de tine? Și vrea să răzbune pe lume. Evil Dick, că ăsta o să fie numele tău. Vezi că scriu Evil Dick pe, nume, pe frunte. Eu sunt proasta Drake. E grijă, garda e în spatele tău. Urcă în mașină că o să este rău. Reciproc 54. Reciproc 99.
Mâncare, apă trebuie. Trebuie apșară. Apșară de la izvorul tinereții. Că faci live stream ca după live stream acesta. Bă, la un moment dat toți mor de neatenție. El se duce numai în zona galbenă și verde. Nu una cea roșie. Eu văd doar roz în spate. Nici o gardă. Nu e roz, mă, ăsta e violet. Mov. Și aici, că aici e roz unde e lumină. Și vede așa roz. Ia, vezi un punct aici. Ambush. Să chipă în viitor că vei putea să fii hitman. Ei ambush și cineva poate să te angajeze. Tu îți duci să omori playeri. Cât tare ar fi asta? E că, de exemplu, ghiță e în pădurea roșie, dar alt ghiță de la altă stradă ți-a spus că bă să omoară pe ghița asta că mi-a furat un bănuț de pe jos. Și tu iei Dragunovul și cic-cic. Păi deja am luat bani de 3 ori pe live. Eu știu ce să-ți fac. Băi, dai ceva la schimb. Țugări. Că țugări îi dai. Ma nu... Numai nu da. Nu da, boss. Nap, dacă mi-ai vedea bază pe las de aia, plânge, man. Bat. Bă, vreau să găsesc și un motor ceva. Păi cac nu-ți dă misiune că să omori 15 abomination și să deschizi 25 chesturi. Fix cu ambele sunt pădurea roșie și ar avea să fie super ușor să le faci. La mine dealer deodată a cerut un ceas și un USB pentru shotgun. În grijă, momoie, în spatele tău. Bă, dar deci nu-mi dă clay. Pădurea dracu. Nu, a venit grasul. Am încrăcat iar butoanele. Luz da Daniel, salut Daniel, mersi de luț. Au. Dar nu te mai duc după vulpei. Ce îmi dă motor? Vreau motor. Salutare Panda, bun bro, salutare Magedon, bine live. Nice. Cine ești, mă? Cine e în vizită, ne-i chemat? Armor de level 1, adică pantaloni. Fac mi-am dat pentru 20 de alea. Dar nu mai vor să mă pe mine. Unde mai sunt încă două chesturi? La chemator ieși vă big one. Da. Nu, mi-a consumat ăla. Bă, trebuia să scul crash-ul să-l... Trebuia să-l las pe ăla neconsumat. Nu credeam că se consumă așa de repede chestia. Oak. Unde sunt încă două chesturi? Vreau două chesturi. Uite un chest. Trebuie să mă bag tot poporul pe aici. Bam. Dar nu mai da, mă. Nu da, mă, super, bă. Acum iar trebuie să mă duc acasă și să cheltuie o grămadă de chestii. A shower makes sense, da, mă, nu mai spune. Stai că vin deja ăsta, trebuia să-mi dau heal. Vinea nebunul ăsta și-mi dădea un hit. Săracul lup. Deci nu-mi dă clay pădurea asta? Ceri 30 de clay la o modificare, dar la păduri deloc nu-mi dă clay. Nu-i cinstit. Ne. 4 chesturi și-am dus acasă. Dacă murea, râdeam. Țăpan, salut, Vasile. Nu, bă, imposibil, mă, unde-i clay-ul? Vezi, dacă vreți și voi produse marca de Panda, puteți să le luați din descriere.
Linkul este în descriere unde puteți comanda produse marca Panda. Nu uitați de o follow pe Strinca, pentru că după live stream acesta băgăm și live stream acolo. Și pe Instagram, linkul este în descriere. Și dacă doriți să vă cumpărați joc, puteți să-l luați de pe G2A folosind linkul de descriere. Cu codul URS primiți 3% cashback înapoi. În pădure verde găsești lipici. Da băi, dacă în pădure verde găsești, dar în roșii de ce nu? Până aici puți proastă, Drake. Mai mult clay primeam în pădure verde. Lipici la fermă și la bunker. Egal la fermă și la bunker pică mă, dar din pădure roșii, nu? Alea în PUBG Mobile. Ce level ai? Păi, să fie de aici. E nașpa că e ca rider-ul meu spart-o pe rete, mă. Să vreau chiar să-l craftez. Dă-ți mai o armă, mili ceva. Panda, dacă cumpăr eu carduri pentru room, mai jucăm? Desigur, frate, că o să mai jucăm. M-a crezut, nu jucăm chiar foarte, foarte des. Așa, katana da să o pun aici. Maceta este bâta da să o ia. În roșii n-au pus ei să găsească, cred, că acolo găsești chestii mai rare, puțin lipici, e comun. Du-te la zona verde să iei lipici, da, dar mi-e trebuie roșie. Și cât farmez zona roșie să mai iau clay de ăsta. Coasa. Coasa la fermă o să o folosim. Am văzut la Robert. Sau Panda, scuze că nu am fost pe live-ul trecut. Luți pe fiecare live, sunt Robert, de luți. Vrei să dați de minute soțuri, link-ul este în descriere și să vă abonați. Activă și căpățelul. Și ca băi, băi, din ce în ce mai calmă. Ai grijă, Panda, e în spatele tău. Eu acum chinui să fac recycle, dar mai trebuie 8 rubber parts plus 17 bolts. Bă, coasa aia nu pică mereu la fermă. Știu. Dar pentru ce să o am în chest dacă nu o folosesc? Găsești lipici în zona roșie, am găsit eu vreun stack. Păi și cal. Mi-a părut luțul, nu știu, Sandu. Nu mai am chef de viață. Deci ce e ori eu ce s-a întâmplat? Hai vină grăsunea încoa. Grăsunea, dzunea, dzunea. O să iei grasul. Să mai vine încă un gras. Mă, nu borâ. Please. O, câte-o la pat la fiecare pe bot. Panda, și eu mor de cald. Cum să nu-i jocul? Lasă de un nerf. Eu găsesc duct tape mult în zona roșie. Duct tape, da, da, clay. Vrei să-ți donezi? Ce vrei să-mi donezi? Astfel am rămas printre ultimii singur că timul meu a murit imediat și eu m-am sinucis. Lucile bet? Ce mai e asta Lucile bet? Aaa, am înțeles și asta. Ok. Lucile bet. Și acum vezi, acum vezi că... Știi ce ar fi fain? E că modificarea... De exemplu, cât arată șmecher, păi își scoste șmecher. Dar așa, uite, o mică modificare cu niște spini în plus, îți trebuie bolts, o grămadă de scrap metal, o grămadă de chestii, o grămadă de ceva. Și nu-i interesant. Mamă, la căldura asta mă ia cu somnul. Aha. Am și eu un card la room. Hai cu un raid, hai. Pădure verde, bă, frate. Mi-e întreb o galbenă. Galbenă, roșie. Să fac misiunea. Că eu fac misiuni pentru rider acum. Iar mă împute ăsta. Mi-am făcut radio și la dealer am dat un lingou și un chest și mi-a dat un M16. Super. Și-a două chesturi aici. Trei chesturi am văzut. Eu vreau deschid cutia roșie. Yay. Bravo. Ai Roblox, nu. Ho, ho, ho. Ho, motherfucker. S-a porit cățălul să mă mănânce. Acum cum Dumnezeu să iau chestul de acolo? Bă, și mă nervez că o pus. De exemplu, duci și ești lângă chest, nu poți lua chest, dar iei copacul.
Bă, cât m-a chinuit să iau chestul ăsta și vezi și mă împuște, bă. Ce jeg. Jeg și m-am puțit două ori. Of, doamne. El de când te spamezi, dar nu răspunzi cu dealerul. Și cu dealerul. Am luat la Daniel, baftă cu live-ul meu, să-mi Daniel. Toxic Spitter Troller. Da, știi, până acum nu vine, dar acum când fix am deschis chestul, gata, mi-a venit. Turb, stai că turb. A, uite, Clay. E ca așa Clay să-mi dea. Uitați, băieți, trimiteți sluțuri. Și să vă abonatus. Pana ce e la Mumo? Păi tu, frate, s-o grămadă de clipuri cu Momo. Am văzut joi de ieri. Uite, bă, veneau câțiva și acum am venit toți. Știi reacția ta de turbare, cum se cheamă melodia? El de înscris, salut Dani, bine live. Le el pala la... Da, time out. Păi dacă nu dați voi... Event cu chopper-ul. Dar am doar un pistol. Pistol. O, AK, nice. Bam. Large magazine, așa, let's go. O lună și vine școala, ei. Care ei, bă? Care ei? Las, nu vină școala aia. Mai trebuie încă școala. I can see you. Și eu. Dar ce vor rider aici? Stay away and you won't have problems. Dar trebuie să le fac. Păi trebuie să-i omor, nu? Trebuie să-i omor? Salut, Steve. Să-i omor, oh my god. Holy shit. Hula, m-am urât, am rămas fără heal. Rămăsesem fără heal. Și pe Cristina Ivone, da. Deci este chopper-ul meu, asta e chopper-ul lor. My Picti. Și s-arunc de aici. Primitorul tot ceva. A, da, chiar. Mai am și pot să mai pun și un motor încă. Luz la Andrei. Ia și de la mine 10 cenți. Oh, 10 cenți. Ar vrea să fie bine dacă erau 10 cenți. Dar mersi de luț. Ia mă, de cine de ce n-a dealerul ăsta. Nice. Hai să ducem la
mai departe. E numărul 1 la căutări pe Pornhub. Da? Dar ce? Dar n-are clipuri și are clipuri acolo. N-are clip acolo. Cum o caut? Cum o caut pe Pornhub dacă nu e pe Pornhub? Are clip pe Pornhub? Ea, dă-te, dracu. Dar cu cine, mă? Pornhub.com. Cristina. MILF Romanian Girl on YouTube. What? Da, asta cred că Sega bă o pusă, ești nebun? Sfârcu... Chestia aia roșie e sfârcu? Cristina Madrid 2. A, asta deja nu e ea care suge. E doar primul video. Doar primul clip e ei. 30 secunde. Fuck, mi s-a deschis aici video chat XXX live online XXX web webcam gratuit și chat porno în privat Microsoft Edge. Ai de capul meu, transexual, bărbați, cupuri. Ce căcat de reclamă. Parcă am chestat, gata, noi. Doamne ferește. Ala, am găsit un glitch super șmecher, e la mine pe canal. M-am intrat fix, la fix pe live, mă. Așa. Bă, n-ai voie, ești pe YouTube și n-ai 18 ani. Să am voie, de ce să am voie? La ce? Aici. Ui, acaudă să-l ascund. Bam! Iubitul lui Călina ce? Ci că nu mai e. Dar știu ce dacă e. Panda a farmat 150 ochi și a folosit doar 15 dintr-un iron hatchet. Bă, Panda, o să-ți moară strămoșii. Știi să moară la intrare. Pupui mei și m-a spărea, bă! Era parazitul ăsta mic verde și deodată apare ăsta roșu. Da, dă-te, dracu! Păi el a face clipuri despre târfe și iubita lui cea mai târfă de pe YouTube. Dar cred că, bă, Sega, cred că, vezi că i-au trimis, cred că, alea nuduri la vreun băiat și băiatul ăla l-au publicat deja. Asta e altă întrebare, dar pui mei, nu știu. Nu mai cred că ea singur s-a pus și crezi că ea s-a pus singură? Apar și s-a pus singură. Nu știu și la ce s-au așteptat să aibă multe vizionări. Pornhub are 3000, văd. Înseamnă că n-are succes. Dacă nici ai succes, nici în Pornhub și ești fată, hai mai, dă-te, dracu. M-a speria, bă. Mă uiți la Erico. Nu știu ce să mai scriu în luț, așa că pa. Mersi de luț. Dați băieți, dați-vă un like acolo să facem 400 și să vă abonați, așa în cluboțelul. Să dați-vă un share, mă ajută enorm mult și dați-mă un like pe StreamCraft. Că după livestream-ul acesta, băgăm și livestream acolo. Băgăm și livestream acolo, că o facem de fiecare dată, acolo facem livestream-ul bonus. Așa știți și asta, în descriere este un link cu un tutorial în care puteți să aflați ce e asta StreamCraft. De ce put acum? Nu da. Nu da șeful. Să-l omor pe Spitter, așa că scap de ăla. S-am grijă la Skullcrasher acum. Când trebuie Skullcrasher întreg. Mai ține un hit ăsta? Hai că ține, bun. Am de astea stricate la... Cine era pe porn? Era pe...
porn pe Pornhub, dar nimeni, frate, nu-mi băgați în cap. Eu dacă, dacă mor în iad, rai, vii pe pământ? Acolo nu poți muri, cred, nu știu. Pum, 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 pum. Nu mai da șeful. Contul nou, ce contul nou? Iar bă, nu-mi dai clay. Deci nu-mi dă clay. O am concest. Ci că nu. Ce nu? De ce nu deschizi skill? Că-l mai păstrez. Sfii mai multe. Uite-te, ce trimis mă Robert acolo? Keylogger-i. Scontent FTSR. Fână A, făcă B. Ce de ăla trimis? Eu ți se pare ușoară ferma mie, da. Da, frate, e ușor, adică doar cheltuiesc doar armii. Dar poți să nu cheltui armii dacă o faci cum trebuie. Poți să clinați-o. Băi, ești prost, hai uite. Nu, uite mă, a să-mi arăți pe Discord în partea jarii. Nu intru eu pe link-ul așa. Trebuie să mai iei un keylogger acolo. Și tu crezi că totul e legit. Ia o poză cu un prost. Ba da, e mai bine dacă am 4 trancuri, de ce 4? 4 trancuri, de ce 4? Dar ce, ești hacker, frate? Știu. Sunt, luați chestii prin hack și pe mă spuneți dacă bă, e ok. VSS este egal cu 9 OP. Dar VSS eu și e rar, măcar nu fi fost așa de rar. Da mă, baterii, bă. Nu putea să-mi dea clay, ce nu-mi dă clay? Adică care e motivul că nu-mi dă clay? Și pe omul care a văzut raiul. Dă plus 2 egal cu 5, corect? Da. Ante, plus de 5M, aka GTA 5. N-am GTA 5. Și văd că toți care fac GTA 5 real life, toți fac aceeași chestii. Toți se iau unul după altul. Merge la unul ceva și după fac toți. Au făcut unul Hitman, au văzut că le merge Hitman, o fac toți. Hitman și Assassin. Și ești doar la moderatori. Poți face firmă doar cu două pistoale, am testat eu. Nu, no, n-are cum să o faci cu două pistoale, pentru că tu când schizi chestul ăla, vine o grămadă de chestii și încă mai vine și boss-ul ăla. Așa că e imposibil cu două pistoale să-l faci. +100 mai multe milioane. Hitman era gratis pre vremuri. Asta e o Ivone Panda. Bravo. Bă, ți urăs botul de pe Discord. Robert, you can put in a chat the special link if you what. No, what I mean. Îmi dai un sfat cum să fac mai repede skill-ul. Ce skill? Mi-l promovezi odată. Mamă, măcar bine găsesc scrie chesturile. Uite în zona verde că o să găsești mai mult lipici. Bă, dar mi-e trebuie să fac skill-ul ăsta, misiunea pentru rideri. Nu dați băieți, dați vă un follow pe Streamcraft dacă n-ați făcut asta încă. Bă, măcar bine că chest-ul să apară aproape între ele. Și pe, și pe Instagram, link-ul este în descriere, decât dați un follow pe Streamcraft. Link-ul este în descriere, alături de un tutorial, dacă nu știți ce asta Streamcraft, și cum să folosiți corect aplicația. Puteți face rost de banuți gratuit în aplicație pe care puteți să-i donați, fără să faceți nimic, un fel de loot. Și nu dați trimiteți și loot-uri pe acest live stream. Link-ul este în descriere, mă ajută la fel de mult. Măcar să am și eu ceva rezervă de bănuți, să cumpăr jocuri de pe PlayStation. Dacă vreți PlayStation, dacă nu vreți, nu cumpăr, așa e.
Și îmi cumpăr mie sandalii. Sandalii și un pachet de gumă. Că să mă duc prin oraș în sandalii și să nu pută din gură. Dar Armageddon are două trancuri de C4 și noi hacker, Evil Panda. Păi Armageddon, frate. Au. Mă trebuie un concest. Uite chestul acolo. A murit Gagiu, Gagica cu... A rămas cu curgol. A rămas cu curgol. Aia cum bă să mă duc lângă corpul ăsta? Oh. Mersi de haine. Nu mă deoarece mă trolează și îmi dau bani. Dar prin ei nu, cred că nu-ți dau bani că te trolează, dar cred că ești prost, bari eu. De-aia cred că și-ți dau. Băi, la Orheiland concert, de ce nu ești acolo? Pentru că am treburi mai importante decât un concert. Să fac un live stream, să fac lucrurile. Dacă rămâne timp, mă duc la concert și mai ies din casă. Mai vreau să mă uit un serial. Dacă mă duc la concert, serial nu o să uit pentru mine. Hai la Untold. Băi, fi fost chemat. Cine cântă? Da, Dumnezeu o știe, Armageddon a avut bulan, nimic altceva. La ce? La C4? Da, voi la cât floppy disk-uri ai deschis. Dar pe ce server joci? 2. Ok, hai du-te la concert, o să te văd. Nu, la toată baza. Cum adică la toată baza? Adică la ce resurs s-o luat? Nu, cum înțeleg. C4 am un cufăr jumate din dau raid. La toată baza lui a avut raiduri bune. Ah. Luzlava Mariua, spune-mi numele Moraru Marius. Ce trebuie să fac pentru mod? Să fii luțărul săptămânii. Lunii. S-a sunit la începutul live-ul, dar nu am scris. Salut, Hitman. O să te joci Roblox. Bă, mi-a venit întrebarea odată, am eu față de Roblox? Roblox e ultimul joc pe care l-aș juca vreodată. Nici nu... Mă bine mă joc Samp sau Minecraft. Mă joc eu... Roblox este o jignire pentru mine. Să mă vezi pe mine, dracu, jucând un bun... Roblox. Și stau sar acolo printre... Printre cubulețe. Și să merg. Sincer, mi-am jucat Minecraft, dar nu mai intră. Roblox e chiar tare. Păi, dacă ți-ți place, șoacă. Nu-mi place, eu nu-l joc. Am jucat Roblox la 15 ani. Dar moldovenii ăștia prost ce să joacă? Nu știu, poți să-i întrebi. Eu nu pot să-ți răspund. Aveți un spune e chiar tare. Șase de cine place să joace, cine nu, nu. Panda, la fermă e un glitch unde poți să scoți zombie de pe hartă. Să scoți zombie de pe hartă? Azi și mă mănânc urechea. Am schis asta. Tu zici să te pun jocul adevărat este Last Day on Earth de calitate. Dar îmi place să mă la tine. Despre frate. Deci ce mi-am venit cu tine el de... O, ai păduchi. Da, mai păduchi în urechi.
Țeluțuri mai sunt? Puține. A, multe. Mersi mult de luțuri, băieți. Adică nu sunt chiar așa de multe, dar e decent. Bă, hai, uite acum, ultima întrebare. Ultima dată vă întreb. Și voi decideți. Dar dacă voi decideți să Samsung trebuie să trimiteți luțuri, atunci chiar o să trebuiască să trimiteți, că eu n-am bani de jocuri. Vă mai întreb o dată, cumpărăm PlayStation sau nu? Dacă nu cumpărăm PlayStation, stăm cu Last Day toată viața. Dacă cumpărăm PlayStation, fac doar jocuri cu povesti și Last Day. Dar mai des o să facem PlayStation, pentru că îmi dă două jocuri. Aș face reclamă la magazin, dar vă arăt acum și primesc două jocuri. Bă, și cumpăr PlayStation-ul. Da, da, 50-50, da, nu, da. Și o să vrească și dați și share. Dacă toți vreți, cumpărăm. Dar PlayStation 5, nu, nu merită, ți-ai un 4, așa e. Da, da, da. Da. Nu. No. Nu. No. Ăia, dar dacă, dacă nu, nu, nu renunț la Last Day, adică Last Day tot o să facem. Doar că o să facem jocuri cu poveste. Z3 jocuri mai nou, că și mie mi-a dat 3. S54. Da, da, bă, se merită. First Straw Poll. Îți dă un fel de forța. Nu, ia uite. Am luat la Sive King sau Panda, salut King, mersi mult. Uite așa, Enter Online. Online. Stai așa, Enter Online. Și acum își găsesc oferta pe care vreau să o cumpăr eu. Calculatoare periferice, gadgets for gamers, console, uite așa. Oh, băgat Nintendo Switch, lol, n-aveau Nintendo Switch. Uite, acum au Nintendo Switch. Nintendo. Lol. Dar nu-l cumpăr, da, dracu. PlayStation, console. Uite așa, PlayStation 4 Slim. Dacă mi-l cumpăr, îmi dă două joculețe. Horizon Zero Dawn și Uncharted. Pe asta să le jucăm. Horizon Zero Dawn și și Uncharted. Dacă cumpărăm PlayStation-ul. Arată nici nou, nu. Dar nu, mă, că nu merită ăștia promovare. Arată, arată, îs nașpa. Am terminat Horizon și e un joc mortal. Păi știu că Horizon Zero Dawn arată șmecher și Uncharted. Uncharted nu știu cu ce e. Dar văd că pe imagine arată două fete sau ceva. Sau un băiat și o fată. E moldoveni, da. La IM, dar frate, cât costă? Mulțor. Nu merită alea două jocuri. Da, dar tu nu le cumperi cu... Bă, nu cumpăr la Inter. Mhm. Le cumpăr câte două jocuri. Ecoaventurii e belea. E mișto, Uncharted e super. Păi și de-aia zic, uite, dacă cumpărăm PlayStation avem două jocuri. Și după, deja, dacă trimiteți luțuri și vă implicați și voi, cumpărăm mai multe jocuri. Cumpărăm, ne dă Robert God of War-ul, God of War 4. Și deja după mai luăm un Last of Us, așa încișor. Cât costă? 8400. 8500, adică. Delay. Așa că vă zic, dacă vreți, eu îl cumpăr cât mai repede. Și facem live stream-uri, principalul să fiți alături de mine și să vă uitați, să vă susținere și tot să fie perfect. Dar sunt alte PlayStation care vin cu mai multe jocuri și make, nu ca ăsta. Telefonul meu a fost mai scump. 8000 de lei. Lei moldovenești, da. Eu am fost în pădurea roșie, da? Hai să nu ducem în pădurea asta. Hai bă că îți voi dona 200 de euro. Da, Horizon e un joc foarte lung. Dar toate sunt lungi. Aș să iau să ne jucăm ceva. O să jucăm și pe StreamCraft și pe aici. Așa să rupem tot. Dar întâi cât să iau PlayStation? Nu, vorbesc acuș, cu mama și poate mâine chiar îl cumpărăm. Dacă vreți să-l cumpărăm mâine, cu 500 leacuri. 8000 de lei înseamnă în euro lei românești. 8000 cât înseamnă în euro? 400 de euro. La faza e că nu o să zic de mulți la live. Am văzut de-aia și zic că o să nu cumpăr geala, să mă uit doar eu. Când spune să fac alte jocuri, dacă îmi fac alte jocuri, nu sunt nici dracu.
Și jocuri chiar destul de interesante. Aș cate PUBG cu tine, eu o să Alex infinit cu alt cont. Nice. Confirmez pe PlayStation, este remote play acolo. Mi-a dat Drive Club gratis la PlayStation 4. Dar ce este PlayStation 4 Plus, nu știu ce. Și e un fel de abonament cu jocuri. Dar îți dă jocuri măcar ceva mișto acolo? Luzi la Petrișor, ce mai faci Gagica? Păi am zis, îți bronzează la soare. Ia-ți Xbox, e mai bun ca PlayStation. Nee. Stai bă, de ce mi s-a venit atâția? Stai că eu-i dau miss, bă! Mi-am consumat toată arma degeaba. Bă, dar mai gândește. La ce? Ți-am scris că ei mă trolau și fix atunci am luat bani, bă. Cât giga de stocare are? 1 terabyte. 1 terabyte cu... cu de la negru controller. Este PlayStation 4 Pro, da, nu prea merită. Merită PlayStation 4 Pro dacă ai de ăsta televizor 4K sau ceva. Cred că pentru 4K să ai caracteristici mai bune sau chestii. Please moderator, că ceilalți îmi dau mut, nu fac nimic, doar că știți, sunt fanul numărul 1, glumă, serios, vreau moderator. Glumă, că ești fanul meu numărul 1 sau ce? Cât controle, de-astea îți dă controle, 2. Cum trec 400 de euro în PlayStation 4? Păi uite așa, ai un play 400 de euro. Mă găsesc, șuti, că 2 jocuri gratis. E 400 de euro, dar îmi dă 2 jocuri gratis. Eu numai pe jocurile astea, 2 ar trebui să dau vreo 80 de euro. 80. Dar eu dau 400 și iau și 2 jocuri și încă și PlayStation-ul. Un PlayStation normal costă 400 de euro, dar eu dau 400 și încă și iau 2 jocuri. Dar e prea ieftin cum e atât, mă. Păi așa e, păi e ieftin. Și am un control de asta stricat, asta de care trimis, știi undeva unde îl pot repara. Păi îți cumpere altul pentru să-l mai repari. A dat 1800 lei pe el cu 3 jocuri gratis. Lei la cineva sau de pe site? De pe site. No notes. Ai grijă că turetul level 3 costă mai mult ca viața ta. Păi da, de 3 nici nu-ți trebuie. Când ați fi multiplayer atunci o să vească. Eu am momentan nici nu îi pun benzina. PS sau PlayStation sau PC. La telefonul meu e mai scump decât PlayStation 4. Dar nu găsești altul undeva mai ieftin, gen AliExpress, Amazon, etc. Pe Amazon e fix același preț. 400 de lire. Pe AliExpress... eu... mai mult pentru jocurile astea două le-aș lua. Că dă două jocuri gratis. Donații de 1 euro cu titlul, cu numele de un număr și cu mesajul sună la numărul ăsta. Mersi donații, dar Momo. Dar nu, că nu e numărul lui Momo. A lui Momo e plus 52. Panda sună. Dar pe număr de... nu-i din Moldova. 0745 966 637. Sună, bă, n-am... la mine eu n-am bani pe cont pentru numere din străinătate. Nu-i Moldova asta. Sună, bă, n-am credit pentru alte țări. Ce era acolo mesaj? Taci mai din gură că un PlayStation 4 costă 2000 de lei maxim, îl minți pe copiii ăștia. Cine, eu? Dar fix 2000 de lei românești, da. 2000 de lei românești și 8000 de lei moldovenești.
Păi 8.000 de lei moldovenești, 2.000 de lei românești, fix cum zici și tu, e același preț. Asta e românesc. Păi da, dar la mine e număr moldovenesc. Mă uiți la Oreo, X2 dă mod, mă, mersi mult Oreo, diluț. Bun, hai să băi, noi vedem pădurea asta și ducem acasă și raidăm. Și după ne ducem la buncă iar. Dați băieți de un follow pe Instagram și pe Stringcraft, că pe Stringcraft facem live după asta, așa vă aștept acolo un număr cât mai mare. Pe Stringcraft, dacă nu știți ce Stringcraft, în descriere este un link cu tutorial în care puteți să aflați și cum să folosiți aplicația corect. Ești tare, mi-a spus George. Cu numărul ăsta? Nu știu. Mai merge bug-ul cu All Hack and Bunker. Cu All Trick. Nu știu. Cred că trebuie să meargă. Nu știu ce n-ar merge. Dar poate găsești PlayStation mai ieftin și doar cu alte jocuri ca alea nu sunt prea bune, poți găsi și mai bune. Nu prea găsești aici. Ceva mai bun. Doar ăștia am văzut să oferi jocuri. Deodată cu PlayStation-ul. Ai jucat Fortnite? Stringcraft joc. Ieri am jucat. Fă iernuțul săptămânii că e august deja și va fi septembrie și nu vom putea profita de mod. Păi eu luțărul săptămânii și lunii pot să-l văd. Dar acum primești mă director pe luțărul lunii, nu pe săptămânii. Numărul lui Momo este 008134. Hai că ești tare, mersi mult George. Sau că fiu am PlayStation 4 și am mai multe jocuri, am PC slab. Nice. Dacă ai multe jocuri și multe jocuri interesante și dacă ai dori să vezi un joc de ăsta pe canal la mine pe care îl trec eu, ai putea să-mi oferi și mie contul, nu știu dacă poți pui mai multe conturi pe PlayStation și să le joc. Dacă le-ai jucat, desigur. Și dacă le-ai trecut. Și să-l trec și eu pentru livestream și pe mine poți să iei cont înapoi. O să vorbești cu Momo, nu știu. Nu cred. Momo. Bă, doar 3 clienți am luat. Eu PlayStation 3 sunt învechit. I-am văzut PC-uri cu FIFA, Forza, Horizon 3, jocuri horror, etc. Unde, în Moldova? Plis că mai faci PUBG Mobile, nu știu. Să joci GTA 5, nu știu. Nu cred. O să, nu poți să piratezi jocurile de pe PlayStation, de pe calculator și să le pui pe PS, nu, nu poți. Pe PlayStation trebuie să le cumperi. Poți să cumperi abonament și să iei jocuri gratis de acolo. Mă, că ți iei jocuri gratis pe care le pun doar ei. Adică nu ți iei orice joc gratis ai vrea tu. Păi poți lua de pe net, că se livrează oricum și în Moldova. Aici până îmi vine, suntem în vara. Bă, ce așa cald, mă! E prea cald. N-am scânduri, mă! N-am scânduri! Să fac topoare! Nu zic la Vlad, rest in peace. Rezim un Vlad, de luț. Ajunge vreo săptămână, două. Lasă, vrei, poți comand și jocuri așa. Așa, unde e school crusher-ul ăla? Ciocane, desigur că n-am găsit. De unde ești? Dacă ai PC Plus, nu contează ce PC ai. Da? PC nu contează de care ai, dar jocuri. Ce jocuri sunt luna asta? Sau aici e pe săptămână, nu e pe lună? Cred că e pe lună, că nu reușești să treci un joc de PlayStation într-o... Sau reușești, depinde cum îl joci. Ok, joc și Fortnite este o ediție de PlayStation 4 care, Pro care îți dă skin bombă pe care nu-l au mulți. Ești pentru un skin să-i luau PlayStation mai bine eu cu jocuri, că eu vreau să joc jocul PlayStation, cu Fortnite îl joc pe calculator. Mai mult nici nu trebuie.
Cine are PlayStation? Ce, la PS Plus ce jocuri sunt acum? Sunt jocuri ceva bune, dar și cât costă un PlayStation 4 Plus? Abonamentul ăla cât costă? Cred că vreo 10 euro, nu știu cum poate să coste. Mai mult? Depinde, nu știu. Oh, deja am făcut 25 chesturi așa de rapid? Nice. Cred că am făcut 25 chesturi. Let's go, bitch. Eu am PlayStation 4, dar nu mai am un monitor. O lună 30 de lei, 14 euro. Ieftin. O să joci în Family Sam când îți iei PlayStation 4 Pro, desigur. Mai decât îl jucăm. Ceva racket și clank cu mașini. Nașpa. 250 lei. E, 250 lei cred că e pe un an. Momentul de la PS4, PS Plus, nu contează când îl cumperi. Un an, 250 lei. Dar cred că merită, adică nu știu. Dar ce, îți dă doar un joc la PS Plus? Sau îți dă mai multe jocuri? Și poate să dea jocuri șmecheri, poate să dea jocuri mai nașpa. Dacă cred că pentru 14 euro, adică uite, dai 14 euro și îți joci o grămadă de jocuri într-o lună. Și că ieftin, dar când e vorba de un joc de 2 euro, zici că nu are bani, hoa. Nu, dar eu zic de PlayStation, mă. La PlayStation, pentru 14 euro, să-ți iei jocuri de 30 de euro, sau 60 de euro, sau de-astea, e chiar decent. Nu-ți dă plus jocuri, e pack. Nu trebuie să mă informez cu plusul ăla. De ce nu îmi spui numele? Pentru ce să-ți spune numele? Stau acum să spun numele la toți? E o prostie asta. Ai făcut raid, dacă acum nu știu să raidăm. Hai bă, raidezi, desigur frate că raidăm. Și după nu știu să mai faci misiuni la următorii raideri. Și ați facem și episod la a doilea raid. O, deja o oră jumătate de trecut. Vreau să dați-vă abonați, acum și cu băsăriu să facem 125.300 de abonați și dați un like să facem 500 și un share cum ajute. Nu uitați să mă urmăriți pe StreamCraft, mai decât dați un follow pe StreamCraft. Linkul este în descriere pentru că acolo faci live stream-uri bonus. Dacă nu știți cum să folosiți aplicația, în descriere este un link cu un tutorial. Dar dați jocuri de 1 euro de pe GDS și folosești codul tău. Unde? Pe calculatorul meu sau ce? Donkey Punch. E bună baza. Care e asta? Probabil, acum vedem. Că e de hacker. Nu mulți își lasă copaci așa. Hai domnul, ești hacker sau nu? Doar asta? Serios? Yay, e hacker! Yay! Ura! Sper să aibă chesturi înăuntru. Nu-și mi se pare că baza e prea mică. Baza e prea mică. Dar vă închipuți că e hacker de ăla care oferă chestii OP? E pe YouTube baza dacă vrei să o vezi. Dar are chesturi măcar. Câte bombe trebuie să iau la dânsa? Are doar un pereț sau mai mulți pereți? E hacker, dar nu are nimic în astea. Și da, mă. Poți pune furnalul pe jos. Nu e hacker. Danke. Cum îl cheamă pe ăsta? Ți cam ieșit odată bază, mă. Și eu sparg de aici și gata. Nu e hacker, poți pune cuptorul pe jos. Da? Nu știam. Nu, mă, cum poți pune furnalul pe jos, mă, dacă eu l-am pus? Poți să pui pe podea. Azi mă duc, nu? Bun. Poți. Păi atunci de ce l-am pus pe podea? Chiar bună întrebare. Danke Punch. Ia dă-mă să scotăm bazul ăsta. Donkey Punch. Donkey Punch L2E Ride. Ride de Donkey Punch. Uite acum o lună.
E fix aceeași bază? Yep. Bă, baza nici nu s-a schimbat. Unde are chesturile? Are aici o cameră și aici încă o cameră. Două bombițe îmi trebuie. Vedeți, bă, dacă în camera asta am doar și o grămadă de loot. Da, merită ambele camere deschis. Let's go atunci. Vezi că trebuie bărberit, arăți că am copil de 13 ani. Da, dar deja crești barba. Da, e aceeași bază. Yep. Așa, ne trebuie două bombițe. Două bombițe, două bombițe. Bat, bat. Dă-i delete la ăsta. La apă dă-i split. Ăsta bag așa. Asta lasă așa. Apa asta bag-o aici. Ăsta aici. N-am arme melee pentru... Way to break through. Dar bă, dacă nu ești chiar așa de rău, cum zice numele canalul tău. Păi ești rău și nu dau. A way to break through. Hilam Army. Luzi la Gliga Roma, Momo for life. La ce te ajută măștile alea de gaze? Te duci în zona unde sunt gaze. Până a găsit un nou glitch de spamezi cu pistolul, spamezi pe ăla de tragi și crouch super repede și tragi super repede. E ca ăla cu auto. Da? Dacă reciclezi electronic circuit în The High Tech. Dar nu știu dacă poți să recicla de ăsta. De unde ai coasă? De la fermă. Trebuia să vii ieri să filmezi competiția Dragon. Trebuia. N-a reușit să vină. Ce este cu asta aia? O armă. Hai băi, sunteți, dați voi un like să facem 500 și să vă abonați la Clinici Clopoțelul. Și uitați-mă, urmăriți pe Streamcraft, pentru că după livestream acesta băgăm și un livestream acolo. Un livestream chiar destul de șmecher. Așa că vă aștept în număr cât mai mare. Și o să facem chiar și destul de lung. La fel cu Last Day. Vă înșcăm întâi pe contul nostru. Să facem bunkerul tot pe acolo și după ne ducem pe contul secundar, sfarmăm și... Îndoi o sfarmăm, cred, pe contul ăla, facem ce avem făcut și după o să venim pe contul ăsta, că să facem bunkeraina. Misiunea Raideri, let's go! Așa că vă aștept pe Streamcraftuleț. Dacă trei chesturi aici, fix ca la ăla. Nimic diferit. Ce am lag? Unde? Nu știu. Are ceva aici, scânduri. Nice. Ei, ce putem să le stricăm tot că n-ați face gălăgie. Așa, electronic circuit. O, 4 wrench, bun. Iar bă? Dar până nu mă ce ați venit? Mă ce ați venit, bă, bulangilor? De ce veniți iar? Și mă gândeam că să-mi iau mai mult heal. Cum să-i roșești cu asta cu Evil Panda? Rip armura. Mi s-a scat și armura, bă!
Bine că am armor de soată în inbox. Nu mai am heal, bă! Tu-ți Dumnezei! What the fuck, cu asta dă noise, uite-te! Bă, dacă vrei te mai miști, hoaie! Bă, panda, nu biești! De ce mi s-a scăt armura, bă, că era full? Bă, până ce e ok, un editor în circuit? 4 ranchuri, exact, am nevoie de ranchuri. Așa. Nu ai găsit lipici. Am găsit lipici? Panda, ce e killer? Așa. Bat. Zic un glitch nou cu pistolul. Ce, cu crouch sau ce? Swat boots. Aia ca swat boots. Armor. Aia nu este frumos în asta de swat cu curugol. Vreau să crouch și shot. Cum este jocul? Lasă de un nerf. Viața. Da, heal nu mai am. Heal chiar nu mai am. Am luat la castorul, Radana Maria e cea mai tare grasă din lume. Gata, i-am tăiat mâinile. Deja trebuia să ai 100, dar ai 104, pentru că există... Turret parts mea, trebuie de să iau turret parts, că trebuie să astea. Radio de ăsta. Bă, poate găsesc și o heal la ăsta prin bază, mă. Bă, dar nu se pot deschide toate chesturile. Bă, drill drag cu chesturile astea slabe rău. Heal, bă, dăm heal. De unde dracu să iau heal-ul ăla? Ce gata, să trebuia să ai 100, dar ai 104. Dă ăsta skill, am zis. Două ciocane, e bun. Nu ai găsit lipici în zona roșie, puțin. Salve Banana Game, bine Flav. Salve Vlado. Să-mi iau un morcov, să-mi bag în cur. N-am heal, bă! Ai 15 bins, ești prost. A, da. O, bă, și mai am un medkit, bă. Yeeeeee! Am un medkit. Dă-ți iau un morcov să-mi bag în cur. Ai făcut tureta, da? De ce înainte nu puteam să scriu, nu știu. Salut canalul Eddie, bine Flav. Am crezut că am consumat toate medkit-urile, dar nu le-am consumat pe toate. Au! Dacă bine când dau puțin damage, că am armor de soat. Dacă mi-o sparg paraziții ăștia, nu știu le fac. Uite de aici ei! Au! Holy shit! Bă, parcă e revoluție la Abomination, mă. Au o revoluție. Mi s-o să spart arma, nu? Fugi, puișor. Dacă bine că mai găsit un Soblade Mace. Dacă bine că n-am lăsat mâncare acasă. Eu am uitat de mâncare să o las acasă și uite, fix o am cu mine. Să fiu uitat mâncarea acasă, eram rip. Aveți să faceți 500 like-uri și dați să vă abonați, acționați și clopoțelul. Să dați vreau un share, că mă ajută enorm mult. Huh.
Ce mai avem de luat de aici? Astea le luăm când ne trebuiesc. Astea le luăm. Și gata. De ce nu e hacker ăsta, mă? Eu am vrut hacker. Am cu ciocan, yay. Fuck, nu m-a supărat pe viață, ești nebun. Bă, și n-am pus nimic în chopper. E, oricum mai are nimic ăsta bun. Mai avea vreun ciocan ceva? Bă, e super raidul ăsta că am luat ciocanii. Luți la Robert. Avea încă un luț care spune luț smers. Mult Robert. Ce zonă crezi că aș putea găsi multă armură? În roșie. Avea electronic circuit. Încă un electronic circuit? Dar până l-am luat. Nu, n-am pus prin... N-am pus în imbo... în chopper, itimi. Dar las că e ok și așa. Da, e super. Hai că am găsit măcar ciocanii. Ciocanii ăștia astăzi trebuia să le consumăm la bunker deja. Să apel în păduri undeva. Hai acasă. Drive. De ce mergi după ciocanii? Pentru că întreb pentru modificări. Așa că raidul ăsta mi-a oferit ciocanii. Super. Iar perfect. Încă un an și intri și tu la pușcărie dacă te culci cu minorii. Eu zic să profiți cât încă mai puți. Am 20 ciocanii. Da, dar folosești-le? Eu le folosesc și nu am. Avea woke. E, n-a reușit deja, că a venit Big One prea repede. Trebuia să dau take hold, dar n-am reacționat repede. Cam repede s-au făcut gălăgia aia, nu înțeleg la ce. S-au făcut așa de repede. Avem 3 ciocani, dă-ți de-am la ce să le punem. Iam doar un ciocan. Așa. La machete l-am pus, aici nu știu dacă întreb ciocani. Așa, întreb aici ciocani, nice. Și ce întreb două de-astea? Aia de-astea trebuie să le consumăm mai bine. Și după aia niște clei. Clei deja cred că am găsit cât mi-a trebuit acolo, 14. Ești după ciocanile pe mohaci. Deci acum hai să facem misiunile la Rider când live-ul nu s-a terminat. Și mai am armura încă. De SWAT, mai merge asta pentru încă un raid ceva. Beans nu prea încheltui foarte multe, perfect. Cu nouă conturi, cum joci la ZDP cât asătură? Cu emulator. Wow, e flipant, am observat că atunci când iei un lucru din chesturile la raid, crește unul noise. Dacă e un lucru de la raid, îți crește gălăgie? N-are cum. Unde așa? Hai să craftăm machete și ne ducem cu machetele în bunker. Sau asta să facem pe live-ul de pe Streamcraft. Da. Cred că pe Streamcraft întâi facem bunkerul. Și după ne ducem pe contul de secundar și da la. Aici. Ce aici? Ce am vrut să spun? Am să craftez machete. Ce motor folosești? Nox. Banda trage cu Glock-ul și pune te crouch și apasă auto. Dar pute, la fel trage repede. Trage repede. Și așa trage repede. Adică e la fel. Dar nu, un pic mai trage mai repede parcă. Dar cred că e iluzie doar. Cred că e iluzie. Nu faci ferma e peste 3 ore. In the eyes. Forne pe Streamcraft, hoa. Dar păi facem și last day și Streamcraft, că să iasă un live mai lung. Când e și ora 6 noi și pot să fac live mai lung. Că mâine până trebuie să mă culc. You need you. Forne pe Streamcraft, vrem forne pe Streamcraft. Dar pot să fac. După last day. Uzi la Jericho, nu știu ce să scriu un luț, așa că pa X2, mersi mult Jericho de luț. Trebuia să pun un ranch nu știu unde. Fă un bunker, bă, că ai zis. Hai să facem bunkerul. Hai să facem bunkerul aici. Și
pe contul ăla secundar, deja sunt mă farmam și să mai craftăm și mai avem craftat. La bâte ce vreau să văd ăsta ce-i. Dă 2 damage, îți scade speed-ul. Uite, aproape ca și ăsta. Numai că este extrem de rar. O și am și un ăsta, durabilitate. Really, mă, factory parts pentru prostia asta, serios. Nu cinstit. Unde trebuia ranch-ul? La ce trebuia ranch-uri? Trebuia la aici, nu știu, la ăsta? Da, la ăsta. Oh, fix 4. Perfect. Tu ce faci când ești stresat? De câteva zile mă simt rău și nu știu ce să fac totul din cauza stresului. Nimic nu fac. Nu aș putea spun că stresat. Adică stresat când, bă, vezi că munca nu ți-e apreciat, dar clickbait-ul e apreciat sau prostii de-astea. Măcar ăsta nu-i motiv, să te superi. Ai dat raid, da? Să bea o țuică. Să fă o labă. Deci nu mi se vede morcovă. Tu m-ai ajutat foarte mult cu setările de FPS boost, Battle of Life-ul, mersi, un pro gamer. Vezi să dați vă abonați activ și copoțelor și să mă urmezi pe StreamCraft, link-ul este în descriere, că acolo facem live stream-uri bonus. După live stream-ul acesta băgăm și live stream acolo, așa că vă aștept în număr cât mai mare. Bluma, m-au zis că ești YouTuber, în ce canal stai? În canalul de Suez. O, încă două ciocani, am dat de două ciocani de astea. Dar ce-mi trebuia ciocanile astea măcar? Era ceva bun la raid. Ciocane. Cea mai bună chestie. Dar unde-s restul ciocanilor? Și le-am pus. Hai să facem macete. Nu se vede că nu-l ai. Când ai ții live-ul, nu știu. Nu ducem să facem rep de buncăru. Pentru ce-mi trebuia ciocanii, mă? Aici, două. Așa ziceam că mai am 4 țocate acolo. Clay nu știu unde l-am pus, 14 clay. Te-a mușcat gagica, de coaie de adurut. Ai zis de mama, da. Clay. Hai bă că găsisem clay acum. În pădure roșu, unde l-am pus? Nu cred că l-am băgat acolo deja. Chiar bă, unde e clay-ul? Nu știu să ne-am pus eu clay-ul. Eu am venit la pădurea roșie cu clay. Păi unde e atunci clay-ul meu? Da. Mamă, e fake. Știați, băieți, dați un like să facem și noi 500. Ce să-l dau la rideri ăștia? Eu să-l dau ăsta. Nu vrea asta. Pistolul vrei? Da, și ăsta. Ce nu vrea, mă? Nali. Resource, but you could have taken more now. Tell me where you stash the rest. Ce vrei, băi, la mine? Telefon vrei? Unde ești? Telefon nu vrea. Nu știu ce vrea ăsta. Am luat la Vlad... Vlad Taro, dacă câinele face ham, atunci de ce hamul nu face câine? Pentru că legumă. Chiar e interesant, unde mi-s ciocanile? Nu ciocanile, dar clay-ul. Și am pus clay-ul deja la pentru ăla. Nu ți-l minte. Bun, hai să craftăm și noi macete. Dă-l dracu de clay. Ai raidat? Da. Trebuie să mă duc să dau ceva la rideri ăștia. Bauxit oare să le meargă? Era o întrebare, ce faci cu lentila? La modificare cred că trebuie. Da, cum se fac resurse mai ușor? Prin păduri. Dă-le filtrul. Pădurea roșie ai murit.
Da, da, după cred că știu că am mai luat. Ui, bă, nu vrea 15, bă, oxită, dă-te, dracu. Sims true, da, da, da. Sims true. Spune ceva. Să mai descoperi un glitch. Sau ce mai faceți? Stăm. Hai să stați un like să ajungă 500 și să mă urmezi pe Streamcraft, link-ul este în descriere și pe Instagram. Și dacă doriți produse marca Ipanda, puteți să le comandați din descriere. Produse șmechere, super, super șmechere. Skill-urile, skill-urile să le schimbăm altă dată. Bună, Panda, te urmăresc la spital. Ok. Deci vei face din nou luțul săptămânii, please. Și luțul săptămânii, zbii, să fac cu și vrei la mine. Ce joc e, boss? Last day. Hai să craftăm macete. Ce trebuie să pentru craftat macete? Facem macetele alea noi, full modificate. Oh, da. Panda, vezi că e un bug foarte mare, foarte tare. Mergi la orice zombie și merge cu orice armă melee și de foc. Tragi în zombie și dai pe butonul ăla care te pui crouch și tragi foarte repede sau dai cu arma melee. Sau dai nefim, bine, five. 10 secunde, secunde la mor pe The Big One. E, nici 10 secunde. Așa, macetă, 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 macetă. 15 metal, 3 scânduri. Bine că a luat scânduri. Dar n-am metal eu atâta. Eu n-am atâta metal. 15 scânduri. Nu am metal, nice. Da, bă, a arătat Dumiris acum. Ok, ui. Metal și ce trebuie acolo? Piele. Piele. Vine să folosesc eu pielea. Let's go. Facem așa de alea noi. Facem, cum să nu facem, și trecem bunker cu mașinile noi. Dă cu două shotgun-uri, man. 30 secunde maxim la mor cu două shotgun-uri să iei. Gata, mai am metal. Rip metal. Doar 4? Nu-i deloc cinstit. No, no, no. Doar 4 maceți, serios, bă. N-am metal. Metal prin inbox știu că aveam. Da, mă, dar de minibox îl păstram pentru pereț. 35 iron ore. Un pine log. Da, să încerc să pun oak log de ăsta. Să prăjească metal. Cum ar fi? Și mai bag un stack de ăsta să fac cărbuni. Niciodată n-am încercat. Și Dumnezeu să fac eu aici. Dar ceva să nu știu, să farmăm woke, că să facem de-astea. Să facem metal. Ești super, mersi mult, Alex. Live de 2000 de ore, please. Dumnezeu să l-am urmărit pe Blind One în 12 secunde. Da? Bă, terminați cu Dumiris, ce canalul lui Panda. Ce ți s-a părut cel mai nasol la pubertate? Ai 17 ani, mă gândesc că ai experiment destul. Cel mai nasol sunt coșurile. Și atât. Coșurile sunt cea mai jegoasă chestie de la pubertate. Și gata. Deci nu faci cărbuni, mă? De ce nu faci cărbuni, Ocu? O și greu arde. Uh,
Mă dau să mor de somn pe live. Ce pui woke? Că nu mai am lemn. Nu mai am ce spune, numai woke am. Woke aici. Woke aici. O, mai am și de ăsta încă. Nu mai am metal, îmi trebuie metal acum urgent. Piu, piu, piu. Hai să facem macetele. Ești nebun. Lasă-ți fac acolo. Că uite, am pus și woke aici să prăjească. Și merge destul de bine. Mă, nu știu dacă e prea bun woke-ul ăsta la prăjit, văd că nu faci nicio brânză. Așa, hai să facem macetele full modificate. Ce joc e ăsta? Last day. Cât de rare sunt lentilele? Habar n-am. Bam. Change. Bam. Următoare macetă. Mamă, zici că îi dă la ferestrău. Pandamor. Băi, dați vă abonați, activați cu pățelul și dați acolo un like să facem 500 și să mă urmăriți pe StreamCraft, linkul este în descriere, pentru că după live stream acesta facem și un live stream acolo. Aștept un număr cât mai mare și pe Instagram dați acolo un follow. Și dacă doriți produse marcate pe Panda, puteți să comandați din descriere și dacă doriți să cumpărați jocuri, puteți să le luați de pe G2A folosind linkul din descriere cu codul URS, primiți 3% cashback înapoi. Puteți să faceți asta chiar dacă nu vreți să vă cumpărați jocuri, puteți să le cumpărați doar de dragul de a fi cumpărate, pentru că mă ajută mult, pot continua parteneriat cu G2A și dacă o să continui parteneriat cu G2A, să poți cumpăra jocuri de PlayStation dacă o să cumpără PlayStation și să faci mai multe live stream-uri și chestii. Băi, Panda, e cu Dark și unul ne-am dus pe insula de spawn în meci și murim de la zona acolo, e loot foarte bun. Aseați mult să ajungi unde ești, dacă zici de YouTube, adică unde să stau. Destul de mult. Mai simți rău, nu? Plus la Oreo. X3, ceau, dă mult fumă. Mai încearc să faci partener și cu Instant Gaming, tot un fel de Jedi. Instant Gaming îs nașpa. Acolo au joc ieftine, dar îți ofer 3% și gata. Adică, bă, îți ofer doar un program, dar ești de la Jedi, dacă văd un rezultat din parteneriatul ăsta, mă bagă pe contract. Și ăsta e foarte, foarte bun dacă dori... e o chestie foarte, foarte bună dacă, de exemplu, să investesc în YouTube. Da, văd că susținerea e puțină. Nimeni nu cumpără de pe G2A. Să mă uită pe TV Full HD. Super mai cabi. Treceți. Iar au păsat chip-ul ăla prost. Eu joc Panda, scuze că n-am fost atât de clar. Aaa. Păi câteva luni. Trebuie benzină. Dacă aștept benzină mi se termină. Era dat, da? Bun, ducem să facem și următoarele misiuni. Trebuie să-mi dea etajul 2 să-l fac full, nu vreau etajul 3. Etajul 3, e ca când îmi punea etajul 4 să-l fac full, îmi ziceam, bă, pentru ce etajul 4? Dacă îmi pun etajul 3, mai bine îl fac pe 4, că pe 3 cheltuie mai multe armii. Decât cheltuie pe celălalt. Există ceva bun? Bă, ciocane, resurse, diferite chestiuțe. Ce-mi trebuia pentru turetă să termin tureta? Mi se pare că tot wrench-uri. De wrench-uri le-am pus la modificare. Da. Și iron plates. Ai iron plates-uri link să fac. Când o să mai cumpăr de pe G2A, o să mă gândesc la tine și o să bag codul tău. Aia, dar cu asta când? Dar mie îmi trebuie luna asta. Eu luna asta sunt pe test. O, etajul 2, super! Și blind one. Și 20 de iron plates. Momentan să fac. Perfect. Trebuie să facem etajul 2 și blind one. Blind Donald, dacă îl batem astăzi. Aș face un live în care se bat toți boșii din joc. Se bat Big One, Witch-u, Blind One și încă pe ăsta, pe Ravager. Și acele heavy turret, ce zic? Care? Am văzut pe stradă și ți-am făcut cu mâna masaj. Mă, pu.
Adică eu cred că o să mor pe live-ul tău, căci nu cred că mai rezist la vininul de tarantulă, l-am și... Vinin de tarantulă? Prea cald. Hai să folosim, să încercăm noile macete la bunker. Arată super, super bele macetele astea. Băi, am fost cu un prieten în colțul hărții la spawn, în timpul meciului este loot foarte bun de viață. Ia uite cum arată macetele astea. Arată belea, uite. Bam, bam. Dar ieri parcă dădea mai repede maceta asta. Acum văd că dă mai greu. Avem katana aici, dă să luăm asta pentru etajul 2. Mai încolo. Fă bug-ul, man, iau un pistol, bă. Dar normal că iau pistol, că întreb pentru frenzy gen, nu? Îți bag și astea aici. Ăsta-mi trebuie. O să iau pe ăsta stricat, uite așa. În mână. Dacă nu pot să las așa, opa, perfect. Două să-mi ajungă? Păi da. FG nu e un boss. FG ce e ăla? La Frenzy Giant nu-i boss. Un loot de la Alex, 1600 lei, KPU i5, HyperX, 128 GB, Windows 10 Pro 64. Pe zombie cu orice armă să vezi cum merge, dai pe auto și dai crouch într-una. Să dai după ce trage. Păi pentru și pe zombie, dar poți dau pe Frenzy Giant. Green laser. Cu dar abilitate de la machetă cred că rezistă acum. Dă să iau și un M4 că se distrug tureta, că se iau turret parts, poate mi-ar da. Și soble de mesurile astea trebuie să le modific. Dar heal nu am. Asta e cam nașpa. Hai, ne-am dus. Care sunt toți boșii? Păi, e patru pe care am numerat. Care e parola la bunker, știți? Pe auto și crouch. Deschid cutiile. Vă putem deschid doar cutie portocalie. Dar cred că deschidem cutia. Dacă l-am omorât pe blind, doar nu facem tot ce trebuie. 2, 9, 8, 5, 8. Nouă, șase, 4, 6, 2. Mersi mult. Apreciez. Dau mai am cât două ranchere aici și scânduri. Îl găsești pe Google. Da, dar până îl caut, până în alta. Vezi, dați de un follow pe Stringcraft, mă ajută enorm mult. Și pe Instagram. Oamenii tot mânătăți, sunt boși, vă Big One, Witch, Revager și vă Blind One. O, am zis codul din cap și era bun. Stai, băi, nu te grăbi. Trebuie să facem tot etajul 2. Ok. Dă-mi un ciocan, te rog. Salut, doar acum vin de la cabana. Nice. Salut, Andrei, bine, Flav. Sau range, sau ciocan sau range. Bă, mi-a dat range. Că de ambele am nevoie acum. Până acum aveam nevoie de ciocan, dar acum am nevoie de ambele. Știți, Dulf e un boss. Ba, nu. Zis Dulf e mai mult ca un zombie. Fă un joc multiplayer ca să vină lumea să joace cu tine. Hei, Panda, de la update-ul cu ferma mi-am pierdut contul. Lupul ăla nu e boss, nu. Deschide și cutiile. Păi eu ziceam că dacă le deschide. Faci tot ce avem de făcut pe aici. Bam. S-am grijă să nu consum tot skullcrusher-ul că-mi trebuie.
pentru modificări. Salut, suferim boss Beamflav. Lupul infectat e bossul lupilor. Bossul lupilor. Pe el de bossul lupilor, da, da. Nu e boss ca... cum e Big One sau ceva. Iată să încercăm, bă, clici cu pistolul de care ziceați voi. Am aici, văd că nici nu trage cu pistolul așa, uite. El dă strag, dar ies doar un câte un glonț, ni. Schlauton, nu, nici nu trage ea, nici nu trage ea. Și trebuie să apăs pe tot ambele chestii. E mai rapid deja trage așa. Uiți la Wiz Dream, vrei să-ți dau Don't Start Together, că e un gift, ți-l cumpăr și la am și gift. Am Don't Start Together. Mersi. O să facem live cu ăla. Trebuie să-ți apăsat butonul de tras. Pe crouch și pe shot. Păi pe crouch și pe shot am dat. Și n-am făcut, ai zis, am făcut pe crouch și pe shot, am făcut și cum ai zis tu și pe auto și pe crouch. Ia manșeta nouă cum face? 33 damage. Bun. Uite, nici nu trage așa. Când faci Far Cry Primal? Nu știu. 33 damage. Dar maceta asta așa normal cât ar dădea? Joacă Dream League Soccer. Maceta asta așa, fără damage-ul ăsta, parcă doar câte, nu dădea 30. Și 30 dădea? Parcă e puțin 30. Și doar 3 damage în plus. 30. Doar 3 damage în plus, bă. Dădea 30. Eu când am făcut modificarea asta, și că Reaper Blade, dată-s. Nici o brânză să nu fac aproape. Doar 3 damage în plus. Dar criticala cât o dă? 99. Mai, ce joc merită cumpărat acum? Acum? Pe ăsta, Walking Dead. Că ăsta are acum durabilitate mai mare. E ce îmi place. Dar durabilitatea e de la mâinier, nu de la lama. Puteam să-i dau hit ăla. Dau cont de Clash of Clans pe cont de Last Day. Și ce e bombo? Da. O să cumperi Dying Light 2. 2? Păi eu încă pe unul l-am trecut. 2 ăla când în 2019 care s-o apar, da? Fuck! 1000 de puncuri. Nu e 1000, e 100. Dying Light 2 nu apare acum în septembrie. Nu, în 2019 apare Dying Light 2. Septembrie apare alt joculețe. Tot cu zombie, numai cu PlayStation și pe calculator. Adam Clay, salut, te-am văzut în comentarii lui Rafael și m-am gândit să vin la tine pe live. Super! Luiz la Robert, eu trebuie să te las, multă baftă în continuare cu live-ul. Mersi mult, Robert. Deci dați, trimiteți luțuri și să vă abonați, Agnișcu Bățelu.
dacă sunteți noi pe stream, pe canal, să vă abonați, activați clopoțelul și dați acum un like la 5500. Și dați un follow pe Instagram și pe Streamcraft. Pe Streamcraft facem live stream-uri bonus. Link-ul este în descriere alături de un tutorial dacă nu știți cum să folosiți aplicația. Și totul e super, super tare. Atunci sunt fericit dacă apare în 2018 în vară sau după ce se termină vară, sunt cel mai fericit că nu o să am dat examenul. De ce faci reclame la jocuri? La care jocuri? Și eu și sunt nou abonată. Super, mă bucur. Uitați să ai și clopoțelul activat pentru a primi notificări. Chiar dacă YouTube-ul ăsta e bulangiu și nu trimite notificări chiar dacă ai clopoțelul. Dar pare vă las o fază 2, cred că am scris greșit, da, na? Da. Apare vă las o fază 2. Trebuie să reușim până atunci să-l terminăm pe 1. Dar dacă cumpărăm PlayStation trebuie să reușim să terminăm jocurile astea 2. Dar nu știu, mai când cumpăr PlayStation nu cred că pot să fim iar 30 de persoane cum suntem pe fiecare joc cu poveste. Și asta e super, super și nașpa. Nasol. Băi, chiar nasol. Aș putea spune, bă, pentru mine nu contează persoane, dar vezi că oricum e nasol. Mai ales că e nasol că la un joc fain sunt puțin persoane, dar la un joc cu pixel sau ceva sunt o grămadă. Dacă bei bere, urinezi, dar aia nu o bei. Da. Jocul royal din colț care apare în imagine, în chat scrii cum se numește jocul. Jocul royal din colț apar imagini în chat, scrii cum se numește jocul. Imaginea alea zici? Păi alea nu sunt imagini cu jocuri. Zic jocul ăsta e căcat? Nu de jocul ăsta vorbesc, băi. Vorbesc în general. Salt King XD bin Flav. Hai ca sa-ti dau un pussy. Se referi la Lutz, bă, nabule. Aaa, la reclama când apare Lutzul. A, păi aia e reclama care o fac Lutzuri, nu eu. Aia e reclama de la Lutz. Lutzul îmi este mesaj gratis. Și el e gratis că tu scrii mesaj, dar pe live apare reclamă. Și fiindcă apare reclamă, deja sunt acolo să fac bănuți. Adică un fel e reclamă fără să bag eu reclamă, automat. Adică luțul la jocuri, nu înțelegeai? Ia, l-am prins. La luț. Credeam că tot live apare ceva. Nu spun că sunt hater, dar în scrie spus că nu se fac reclame. Moai panda răule. Păi reclame la... Voi să faci reclamă, la canal, la chestii. Nu că eu nu fac reclamă. Faci risipă că îi dai 99 damage și rămâne cu 1 și poți să-i dai un pumn. Da, dar până să fie avut de-asta cum se numea știe extra pocket, puteam și să-mi schimb și să-i dau cu un pumn și după să-mi pun din nou pe macetă. Așa trebuie să stau mereu aici, să scot, să pun. Am zis că stric tureta. Vreau să intru în Panda Gang, adică te-am văzut la video un nou joc horror cu poveste la Rafael și ai zis că cât de bine arată jocul ăla. Nice. Mă bucur că ai intrat. Ia uite, mai bine distrug o turetă de aici de fiecare dată când fac etajul decât să mă duc la etajul 4 și deschid, stric o 100 de turete heavy și să nu dea nicio brânză. Uite, mi-a dat și o machetă încă, eu, perfect. Luz la Daniel, scuze, dar nu am avut Wi-Fi, rip Wi-Fi, de ce nu lucrezi cu iubita ta legat de pat în pat? Păi e legat de copac, nu e de pat. Păi cum să faci rost de carte de la ferma cu zona piatră și să dai clear data ca pe vremuri? Nu știu dacă merge. Vezi, poate păstrez skill-uri, poate să fie o zi în care să dea la toți skill-uri bune. Să am grijă să fac tot etajul ăsta, că acuși văd că uit de o cameră și nu mă fac. De ce e legat de copac? Pentru că e obraznică. Fetele obraznice trebuie să fie pedepsite. Spiele. Nu vreau să cheltui apă
la mine în bani, așa că spală de lapă de ploaie. Și mai bronzează. Au zis că vrea să o duc în la Maldive, dar eu am zis că ți o fac eu Maldive aici. Și am legat de ocupat că ea că se bronzează. Ce vrei? Unde? Mă, dar tu ești și mai obraznic. Se mai întâmplă. Opte, pot să modific macheta acum? Vreau să-ți donez, dar nu pot, nu mă lasă mama. Nu-i nimic, poți să trimiți un luț un mesaj gratuit care apare pe ecran. Și să vii pe Stringcraft, dacă vrei livestream-ul bonus. Așa, uite aici e modificarea. Poc. Și poc. Deci vei face luțărul săptămâni, că vine septembrie și nu vom putea profita. Băi, Oreo, ți-am spus că este luțărul lunii și nu înțelegi. Mai vorbi cu alții. Care alții? Unde-ți vorbesc? Luțul gratuit care apare pe ecran, dar trebuie să spui de 20 de ori alfabetul ca să apară. Păi da, fă la săptămâni, nu al lunii. Pentru ce? Tu trimiți luți în fiecare zi și ați fi al lunii. Dar vezi că tu trimiți luțuri fără cont. Și luțurile tale nu se pun, nu sunt numărul, sau le trimiți cu cont. A, le trimiți cu cont. Da, sorry. Hai să dați un like și să vă abonați și să mă urmăriți pe Stringcraft. Dați un follow pe Stringcraft, acolo face live stream bonus. Trebuie să luăm rubber parts, că nu prea mai aveam. Și rubber parts sunt importante. Aș lua și fierul ăsta, dar n-am loc. Am făcut tureta, da. Cu pistol distrugi mereu de tureta. Da, dar ți-ai damage. Dacă nu are de asta de tras la distanță. O, mă, mergi câteodată să treagă mai repede. Numai că la mine mereu glitch nu merg. Vrei să te fac să râzi, fă-mă tu primul. Eu nu voi putea profita dacă e al lunii, că o să termine luna și va fi școală și la tine mai puțin live-uri și noi mai puțin timp de aia zic. Păi și ce? Dacă se termină vara, deci nu mai trebuie de ajutor. Sau ce am pierdut? Tot live-ul aproape. Bam. Cred că să iau cu ăsta așa să-l dau, să-l consum. Fornul glitch nu merge. Ba da, s-a întors auto, ei. E, nu e auto, e cu ăsta. E de la, cum se numește. E cu crouch, dar e tot un fel de auto, dar nu merge la mine glitch-ul. Poți trage foarte rup pistolul, uite la Doom. La mine nu merge, nu, am încercat acum, nu merge. Pe el vreau acum, nu vezi în, cât stau pe live de la început, stau ca să înțelegi cât stau la din pe mod. Apeși și auto, te pui jos și spamezi jos și atac. Nu merge, nu merge. La mine nu trage pur și simplu. Ia uite, îmi pușc, dar nu trage, uite, vezi? E crouch. Dar nu trage. Uite, vezi? Uite, vezi, nu iese foc din armă. Trebuia să iasă foc. De ce proști pun întrebări proaste? Pentru că întrebarea așa a fost făcut de către părinți proști. Știu că... Pentru că întrebările așa au fost făcut de către părinți proști. Știu că nu are sens, dar nu știu, am scris ce am gândit. Să vă salut, Alex Stars, Mayflife.
Hai să ducem astea sus și ducem pe etajul 3. Etajul 3 nu-l facem tot, îl facem rapid așa. Salut Dani, fiind bine live, bă, trebuie pe auto. Nu spam auto. Eu acum am spamat auto, să văd dacă merge așa. Bag să prinzi toți boții, dacă fugi de mapă ieși cu el și intri înapoi și pe mapă te duci la locul unde ai ieșit și va sta în zonă. Lutezi din zonă și el va veni înapoi în locul unde a plecat. Mergi dacă apeși auto o singură dată după sneak butonul în continuu. Ia uite pic, stai că nu am auto. Dacă mi-am cheltuit un bandaj. Ia uite, vezi, nu trage ea. Nu ies foc. Despre Panda Pass și mult noroc live-ul. Ok, ciao. Ciao. Deschide cutiile. Nu mi ajung astea. Dar nu l-aș face aș face pe blind, doar numai. Să mai fac și etajul 3. Dar vreau niște tichete în plus. Mă pas prind bine tichetele alea pe mai târziu. Așa că mai consum și o macetă, un sob, un d-asta. Un skull crusher. Da, skull crusherile astea două să-l luăm. Macetele astea să le punem. Ua, dar n-am loc acum de tip army. Cum așa? Cum așa eu să n-am loc de army? La farm de ox se folosește. Ce? Bun băieți, hai că nu mai merită să ținem noi live stream-ul. Ne vedem noi deja data viitoare. Adică ne vedem de seară pe StreamCraft. Vă aștept pe toți în număr cât mai mare pe StreamCraft. Sunt distrânși acolo, mă ajută enorm de mult prezența dumneavoastră. Mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc foarte mult pentru 491 de like-uri și 19 dislike-uri. Sunteți cei mai tari. Noi ne vedem mai târziu pe StreamCraft. Să aveți o zi cât mai faină până de seară. Ne vedem de seară sănătoși, voieși și să continuăm live stream pe StreamCraft, da? Dacă nu știți ce StreamCraft, în descriere este un link cu tutorial. Pa, pa! Și ai zis că termin tureta. Păi deja întreb resurse. Hai, ne vedem data viitoare. Pa, pa!